ziua, în primul rând, invitaților noștri. Aflați într-un număr destul de mare și ne bucurăm pentru prezența în mijlocul nostru. Bună ziua, stimați colegi! Astăzi avem o ședință extraordinară destul de importantă pentru comuna noastră, care este guvernată, ca să zic așa, de aprobarea bugetului local. Înainte de a da citire convocatorului, aș ruga-o pe doamna secretară să ia la cunoștință de prezența invitației. Da, să prezinte aici. Dragoș Popa, Corina, Ibepat. Popa, Dragoș Popa. Da. Panțirul Neculari, Ibepat. Panțirul Neculari. Da. Pătraș Panton. Pătraș Panton. Munteanu Marcel. Lungu Marius, cartier Colina. Așa. Vahire Victor, Colina. Solomon Ionuț, Mărgura 230. Solomon Ionuț. Matei Sergiu. Așa. Ionu de Rangel, tot coordonat de trei. Mai este cineva? Mai se trebuie să mai este cineva? Fiind ședință extraordinară, domnilor invitați, vă aduc la cunoștință faptul că nu avem la ordinea de zi diverse. Ca atare, ne va face plăcere să vă avem în calitate de auditori a cele ce urmează să aprobăm. Bănuiesc pentru asta, azi, nu pentru buget. Dați-mi voie să dau citire convocatorului. În baza dispoziției primarului Comunei Măgura, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului Local Măgura, data de 19 februarie, ora 16, următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de Specialitate numărul 1 a Consiliului Local Măgura, prevăzută la articolul 1 din HCL 33 din 25.06.2016, privind constituirea Comisiilor de Specialitate a Consiliului Local. Inițiator primar Costa Șoblai. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, construirea locuinței P plus 1 și împrejbuire, extravilan Comuna Măgura, beneficiar Luca Valeriu Constantin, Dănilă Victor, Pascu Adina Elena și Pașcu Liviu Florentin. Inițiator primar Costa Șoblai. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 20 februarie 30 aprilie 2018. Inițiator primar Costa Șordache. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Măgura pentru anul 2018. Inițiator primar Costa Șordache. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării delegării de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a Comunei Măgura județ Bacău, respectiv încetarea prin răscumpărare a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare numărul 4110 din 2012. Aici ceva? Mai sunt adrese, cred. Mai am din partea domnului președinte la PSRO o solicitare pe care o să o discutăm la timpul respectiv. O citesc pe aia care mi-a adresată mie, văd că-și domnul primar la zonă. Avem documente depuse astăzi de către domnul Calahamad din partea Partidului Social Românesc privind vacantarea postului de consilier pe care a fost domnul Niță și respectiv numirea, da. L-ați numit, ați venit cu un locuitor, cu domnul Radu. Este domnul Radu? Domnul Radu, sunteți aici? Da, fac. Chemați un pic. Îi dăm citirici?
Să știți că astăzi, după ce ați venit dumneavoastră cu documentația, ne-am apucat de proiectul de hotărâre, tocmai ideea că Dumnezeu nu creadă cineva că avem mai bun interes. Însă a fost nevoie să ne oprim că sunt niște neclarități acolo și am zis că să lămurim împreună. Da? Prin prezenta vă comunicăm numele și prenumele supleantului de pe lista candidaților Partidului Social Românesc pentru Consiliul Local al Comunei Măgura, județul Bacău, la alegerile locale din 05 iunie 2016, în persoana domnului Radu Nelu, validată de filială județeană Bacău a Partidului Social Românesc prin biroul executiv județean, pentru a ocupa mandatul de consilier local în Consiliul Local al Comunei Măgura, județul Bacău, declarat vacant conform articolului 2 din ordinul numărul 14 din 17 anterea 2018 emis de instituția prefectului județul Bacău și înaintată către Partidul Social Românesc. Filiala județeană Bacău cu adresa 381-17-01-2018, fiind înregistrată sub numărul de 127-31-01-2018, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Niță Gheorghe, în cadrul Consiliului Local al Comunei Măgura, județul Bacău. Menționăm că domnul Radu Nelu, nominalizat pentru funcția de consilier local, este membru Partidul Social Românesc, organizația locală comunală Măgura a PSDO. Dacă este domnul Ce este foarte important. Ne interesează, avem ceva neclarități privind cartea de identitate a dumnealui. V-am lăsat. Ne-ați lăsat. Aceasta este cartea de identitate care ați prezentat-o dumneavoastră aici, da? Nu-i dăm că astea sunt cu caracter personal. Însă am constatat că dumnealui locuiește în Bacău, pe strada Bucegi, numărul 35, și avea rezidență la perioada alegerilor. Da, are și-o. Are rezidență dumnealui? Da. E prelungită? Da. Uite că a venit. Păi să vină cu... Să vină cu buletinul. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Radu! Domnul primar, vă solicit dacă aveți spre... O carte de identitate, dacă o aveți la grea. Are rezidență prelungită? Cum? Rezidență prelungită? Mutația o ai pe Măgura? Dacia, dar nu-i. Dacia e Logan. Mutația. Mutația? Nu faci, nu asta e lucrul. Nu, nu, nu. Hai, nu, nu, nu. 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 Dumnealui are stabilită reședința în Comuna Măgura în 19.04.2016 și este valabilă până în 18.04.2017. Deci dumnealui la momentul de față nu mai are domiciliu pe Măgura. Eu uitați că am fost și acum mi-a cerut... Păi vă fi cerut, da? La data care ați depus, tocmai asta era ideea domnului Talal și m-ați spus că nu... Da, asta e... Ce mă ducă la evidența populației ca să... Tocmai asta era ideea că la data la care ați depus dumneavoastră populația, dumneavoastră nu mai da. Rezidența... Da, e clară treaba, nu mai... Da, așa, urmează să vă clarificați dumneavoastră până la ședința următoare, să vedeți ce de făcut. Doamna secretar, dacă trebuie să-mi spuneți mai mult vis-a-vis de alegeri și de... Domnul primar, e clară treaba. Când are reședința, Măgura, îi dăm bătaie. Asta era ideea. Nu ne-am lămurit aici, ne-am apucat de proiectul de hotărâri și ne-am oprit că nu... N-am putut merge mai înainte când nu-i clarificat aici. Bine. Clarificăm până la vizor. Da. Ok. Da. Bun. Supun aprobării ordinea de zi. Cine este pentru? Nu. O secundă. Secundă. O luăm pe puncte. Deci nu putem suplimenta ordinea, domnul acu. Părerii de rău, să vă mulțumim să da? O menziune, nu? Pot fac o secundă, că luăm punctul cu domnul Merușcă, pentru că așa e corect. Vreau să vă aduc aminte, domnul președinte, că acum o lună de zile, când am avut ședință extraordinară, s-a putut suplimenta ordinea de zi cu diverse. Din respect pentru cel puțin 10 oameni care s-au aflat în sală, nu cred că dumneavoastră au venit să ia act de ce discutăm noi, poate și dumneavoastră au ceva de spus. Iar cum acum o lună de zile la o ședință extraordinară am putut spune punctul diverse pe ordinea de zi, eu cred că putem să o facem și astăzi. Domnul Berușcă, eu am prezentat problema aceasta la invitație.
N-a spus nimeni care avea vreo problemă. Dacă are cineva vreo problemă, vă rog, că să la expoziție. Pe lângă... Deci încă o dată. Am înțeles, domnule. Adică să poate și în colegii consilieri au discutat niște probleme, lângă, nu? Asta cred că am discutat-o odată, dar am spus. Dar în vedere că e ședința din Giurgiu, sigur vor fi dezbateri cu unul. Cu siguranță vor fi dezbateri. Păi, revin, dintre invitați, aveți vreo problemă care nu suportă amânare până la ședința pe Consiliu și vreți să o supuneți atenției Consiliului Local, vă rog. Ca să știm. Deci nu. Deci oamenii au înțeles despre ce este vorba, domnul. Ce? Îmi pare rău. Ce ați spus? Da, domnule, dar am înțeles cum ați spus problema. Veți fi doar auditoriu și atât. Vă rog, asta am o rugăminte la dumneavoastră, domnul invitat. Deci dacă, dacă apucăm să dialogăm între noi, atunci oprim reportofonul, ieșim la fumat, ieșim la cafele și până dimineața vom termina, da? Deci vă rog frumos. Hai, vă rog frumos, nu puneți întrebări, înseamnă că eu stau degeaba aici. Și mai tu la fel. Ați pus o întrebare, nu trebuie să răspuns. Hai să trecem la treabă atunci, acasă. Am pus o întrebare, nu mi-ați răspuns. Dânsul s-a găsit să... Să răspund. Da. Nu știu dacă e chiar. Haideți să trecem la ordinea de zi, să parcurgem ordinea de zi. Deci punctul 1, proiect de hotărâri privind reorganizarea comisiei. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Stați un pic, domnul președinte. Dar nu putem, inițiatorul, să explice proiectul, nu așa se procedează. Am supus aprobării organizației, domnule. Ați vorbit doar de primul lucru, de asta. Am supus aprobării, unul de pe ordinea de zi, domnule. Vreți să supunem un bloc, nici așa nu-i bine. Deci fac de așa natură să vă fiu pe plac. Ce să fac mai mult? Domnul, ați dat citirii ordinii zi, supuneți o aprobare, domnul. Bun. Supun aprobării în bloc ordinea de zi. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Cine se abține? Și eu. Și vreau să mențin de ce mă abțin, pentru că am... Domnul Berușcă, vă rog frumos, dacă aveți, dacă aveți de vorbit, vă rog frumos să cereți mie. Domnul președinte, vă rog să-mi dați cuvânt. Vă rog, domnul Berușcă, dacă aveți găduința să fac... Vreți găduința să mă abțin, doamna. Poate discutăm înainte, că după aia nu mai abținem dacă discutăm și spunem ceea ce am spus. 4, 5, dacă suntem ascultați, poate și votăm. Da, domnul Berușcă, hai să trecem. Eu m-am supărat pe domnul invitat că a vorbit neinvitat. Dacă dumneata vorbește neinvitat, ce-am făcut? Haideți să trecem la... Hai, domnul Berușcă, haideți să-i trecem. Bun, acum nu cred că e târziu, că am venit ca să discutăm niște probleme importante. Acum o săptămână, când am trecut dumneavoastră în instituție, în primărie, a spus că înainte de ședința de buget, ne vom vedea cu toții, vom discuta. Acum ne-a servit, vine pe mail, un proiect de buget, în care, iertați-vă, dar lipsesc multe componente. Care trebuiau să fie. Dar lipsesc multe componente și avem multe... La dispoziția dumneavoastră este aparatul din subordinea Consiliului Local. Când, domnul primar? Putea să veni și astăzi între sâmbătă și astăzi? Acum, dacă vreți un răspuns, dați-mi voie să-l dau, da? Toate comunii fac ședința astăzi pentru că ieșim din cele 45 de zile la data. Și dacă cunoașteți procedura, de ce vreți dumneavoastră să arătați că cineva nu-și face treaba? Nu, domnul președinte. Documentele au fost trimise la vreme. Proiectele de hotărâri sunt complete, dacă sunt ceva nelămuriri, putem lămuri aici. Da. Despre asta vorbim, de fapt. De asta facem ședința astăzi. Putem să o lăsăm pe ordinară, dar ieșim din cele 45 de zile care îmi permite legea. 45 de zile aprobarea bugetului. Toate suferă. Trebuie să aprobăm și noi. Sunt de urgență toate sau doar bugetul este de urgență, domnul primar? Care proiectul de hotărâri? Dar dumneavoastră știți că foarte bine legea și știți că dacă suferă de urgență, atunci trebuie să fie pe ordinea de zi. Deci, eu nu fac altceva decât să supun aprobării dumneavoastră ordine de zi, care într-adevăr este urgență. Ce vedeți dumneavoastră în neregulă aici? Da? Haide, mai dați o altă citire, poate ne-am înțeles. Nu, că am citit-o, stați să vă înșeam. Da, v-ați dat dumneavoastră cuvântul în ședința trecută vis-a-vis de puzul ăsta pe care a spus să nu duce pe ordinea zi. Da, asta nu țin minte că s-o discutat. Veniți omul în penultima zi și vă zic, domnule, trebuie să ai rătate, sunteți de acord? Da, da. Și v-am întrebat la ședința extraordinară, care va fi cu siguranță pentru buget, sunteți de acord să suprime, să pune pe ordinea zi și puzul? Și a spus da. Asta am făcut. Unde e problema? De acord tot. Dacă vă amintiți la o ședință la care s-a discutat chestia asta, eu plecați mai migrat. Păi tocmai asta, domnul Berușcă, nu vă supărați și fac o paranteză. Deci, vă rog foarte mult. Rămâneți până la final.
Câți consilieri sunt în sală, atât treceți la proiectul respectiv. Uitați ce se întâmplă. Uitați ce se întâmplă. Și ce se întâmplă? Ce ești? Pentru că, păi nu e normal. Ai spus că ești de acord cu toate celelalte probleme. Acum ai spus că n-ai, că ai plecat mai repede. Aici au fost o discuție, ai dat un proiect. Domnul Berg. Deci nu-i corect. Deci ați lămurit, doamna secretară, cine, cât sunt împotrivă, cât sunt împotrivă? Deci nimeni a ieșit 8 pentru și 5 abține. Ce discuții mai aveți vis-a-vis de ordinea de zi? Poftiți, domnul Dar. Aș fi vrut să discutăm și să votăm cine este proiect cu proiectele, ca să nu mai fie așa. Așa mă va nevoit să îmi explic de ce m-am abținut pe aceasta. Pentru că la proiectul numărul 1, vrei să spun ceva numai? Nu. La proiectul numărul 1, privind reorganizarea comisiei, pentru că colegul nostru nu este și cel care a fost președinte din comisie făcea parte din partidul nostru, v-aș ruga ca acest punct să-l discutăm la ședință, să-l amânăm la ședință din 28.02. Păi nu treceam la proiectul respectiv și atunci vă spuneți punctul de vedere și vă puneți la... Am înțeles. Iar la acest proiect... E normal. Iar la proiectul numărul 5, întrucât n-am toate datele, pentru că domnul de la Gol de la cerut niște sume și dumneavoastră, domnul primar și doamna secretară, ați adresat rugămintea să dea prezentat și de a fundamenta sumele solicitate, n-am văzut nicio fond situație ca să poți vota în conștiință de cauză. Păi nici noi nu avem, să știți. Păi când ajungem la el, domnul Olici, dacă nu sunteți de acord de la mână. Nu, domnul, eu vă spun așa, haideți să facem altfel. Am înțeles că sunt discuții. Un pic de voie ca să mă duc de acolo. Având în vedere că sunt discuții pe tema asta, am înțeles că nu sunteți la mână și nici eu nu sunt la mână. Vis-a-vis de sumele pe care pretinde dumneavoastră. Vom discuta în parte, dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâri. Cred că suntem cu toții de acord că avem nevoie de specialiști care să ne lămurească și să spună care este cuantumul sumii cu care va fi despăgubit, dacă va fi despăgubit gol de miliard. Și atunci, dacă dumneavoastră nu sunteți de acord cu proiectul de hotărâri, cu paragraful în care spune modalitatea prin care se face preluarea gestiunii de la gol de miliard, nicio problemă. O să o excludem de acolo și rămânem cu... Tocmai pentru asta. Asta este ideea. Dacă sunt dubii și nu sunteți lămuriți, nu e nicio problemă. Dar să angajăm specialiștii ca să exprime ei. Pentru că orice sumă ar avansa gol de miliard, și chiar argumentată cu documente, tot va trebui studiată de un specialist care să-și pună o paraful și spune, doamne, este certă sau nu valoarea pe care o... Eu astăzi, dacă mă lăsați, poate tot acolo ajungeam. Astăzi v-am lăsat o cerere în care v-am spus și v-am rugat să fiți de acord cu mine, să amânăm proiectul numărul 5 privind licitarea delegării serviciului public de aproșcanalizare, pentru ședința ordinară ce va avea în loc pe 28.02.2018, pentru că este un subiect foarte important și nu poate fi discutat în grad. Astăzi ar trebui să vorbim doar despre bugetul principal, iar subiectul proiectului de aproșcanalizare este foarte complex și sensibil, și cu siguranță vă da naștere la mai multe polemici și discuții datorită prețului litru de seci gole în sumă de 818.000. Fără să avem în fața o situație privind fundamentare, așa cum ați solicitat și noastră, domnule primar, prin adresa numărul 1, pe 17.01.2018, nu putem dezbate proiectul de apă și finalizare. Eu ce să dezbat? Altă riscăm să treacă proiectul, să nu treacă proiectul și pe aia la discuție în tine și pierde așa. Am înțeles. Am înțeles că sunt nelămuri vis-a-vis de, și sunt discuții vis-a-vis de procedura de preluare. Și atunci eu nu am supus proiectul așa cum îl vedeți. Dacă sunt dubii sau credeți dumneavoastră că ar trebui
reformulat sau regândit, nu e nicio problemă. Ideea esențială este că trebuie să angajați experți care să lămurească domeniul. Adică eu nu pot, nici dumneata, nici eu, și nici de-aș veni în fața dumneavoastră cu o sumă pe care să o avansez fără să aibă spate o expertiză clară din partea unui specialist pe care să-l angajăm și care să spună clar dacă este este bună sau nu, sau certă suma pe care o predeci. Deci aceasta este o fost adresată și domnului primar și... Am înțeles, domnul, dar este la mapă. Este la mapă. Da. Lăsați-vă să termin și pe aia. Și domnilor consilieri, deci și dumneavoastră, dacă vreți, sunteți de acord sau mă n-am pe, până pe date de 28. Dar s-a aprobat ordinea de zițele. Da. Când discutăm, de la asta, la ea, discutăm de două. De asta v-am dat înainte, domnul primar, ca să o discutăm. Păi, discutăm, eu am zis că vrei să o discutăm la... De asta și așa, că aveam înțeles. Vă supun aprobării procesul verbal de la ședința ordinară. La studiat. A fost două procese verbal. Am zis să nu ne aglomerăm pentru ordinară. Dacă le-ați studiat? Nu am văzut până. Nu. A dat, sunt. Da, a fost primerii. A fost primerii și primar. Deci procesul verbal de la ședința ordinară. La ședința de îndată din... Din dată. Ca să ajungem la zi, că de tot a fost foarte... Erați din luna ianuarie. Deci e primul... Primul proiect de la ședința de îndată. 19-a. 17-a, da. Cine este pentru? Pentru? 17 ianuarie. Împotrivă? Abține? Abține, nu? Domnul Talan. Pentru că nu l-am avut. L-ați avut și l-aveți și pe mail. Nu l-am avut, doamna. Lasă mi la documentație la ora 10 seara. Păi eu v-am adus pe mail. Domnul Talan, vă spun că ar fi a plecat acasă. Își vine la ora 10 seara, am primit hârtie. Da, am înțeles, m-am gândit că e mai important bugetul decât să stau... Vreau să vă spun că vineri la ora 10 am plecat într-adevăr din primărie, doamna secretar și doamna contact. Celălalt proces verbal, pe 18... Să finalizăm în documentația pentru ședința de astăzi. Deci celălalt proces verbal de pe 18, cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Abține? Abține, domnul Tala. Tot în același punct. Am înțeles. Domnul primar, doamna secretară, stimați colegi, v-aș propune, îmi permit să vă propun, să dăm, să dezbatem prima dată bugetul. Că se dăm posibilitatea doamnei contabile să... Sunteți de acord? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Vă rog. Bugetul pe anul 2018, da, a fost fundamentat, ținându-se cont de principalele obiective pe care și le-a propus primăria Mălăgura, așa nume, realizarea programelor de reabilitare a drumurilor comunale, asigurarea resurselor financiare pentru lucrări de investiții în continuare, realizarea unor noi lucrări de investiții, participarea la cofinanțarea unor programe cu finanțare externă și atragerea de surse alternative de fonduri. Asta au fost obiectivele după care s-a ghidat fundamentarea bugetului. S-au primit sume de la Ministerul de Finanțe și de la Consiliul Județean. O parte au fost substanțiale, altă parte au fost mai subțiri, da? La Consiliul Județean. Așa. Ele au fost alocate și s-au alocat sume pentru investiții, pentru comunitatea din Mărgura, ca să știți. Deci s-au redus cererile pentru funcționare, drastic. Chiar sub nivelul execuției de anul 2017 și s-au alocat sume pentru investiții, ca să se acopere ceea ce este prioritar pentru comună. Acum, dacă vreți să încep cu lista de investiții, dacă nu încep cu veniturile, nu știu, cum credeți dumneavoastră? Domnul președinte. Haideți să începem cu lista de investiții. Cred că pentru asta au venit și dumneavoastră. Exact ceea ce ne-am propus pentru anul 2018, la capitolul investiții. Sunteți de acord să începem cu investiții? Da, ca să... Poate au și dumneavoastră treabă, poate să veniți de la serviciu, eu știu. Și atunci e bine să începem cu lista de investiții, da? Da.
Față de ceea ce au primit domnii consilieri în vine, au intervenit cu unele modificări și anume... Alea până ajunge la primul. Da? Bun. Atunci, de când ajungem la ele, când ajungem la ele, ca să nu... Eu urmărim când ajungem la ele, spune unde-i modificare. Așa. Pe lista de investiții. Da. Deci, pentru capitolul 51 autorității executive, s-a demarat anul trecut și s-a pus în lista de investiții construire pavilion pentru oficierea căsătoriilor și alaturile de minete și care nu a fost finalizat. Anul ăsta, l-am prepus cu aceeași sumă de anul trecut, e 26.000 de lei, da? Avem documentația făcută aici, avem și proiect, avem și avizii, parte din avizii, de asta și de la șurile. Stimați colegi, vreți la fiecare capitol să discutăm? Ca să nu ne mai întoarcem înapoi? Da. Să ne discutăm de fiecare în parte. Nu se așa din bote, nu fac. Ok. Vă rog. Asta și eu vă spun, vă rog să, ca să nu fie discuții, discutăm fiecare suma în parte. Și nu vreau să supuneți la vot dacă suntem de acord acolo. Da, domnule, de acord, ca să nu mai întoarcem înapoi. Ok. Unde s-au dus? Da. Mulțumesc. Da, doamna Pantale. Deci, hai discurs, am continuat. Așa. Apoi, tot de la capitolul 51, avem lucrări, întocmire plan de urbanism. Păi nu, stați să terminăm cu ăsta, cu pavilionul. Așa. Ca să nu mai întoarcem înapoi. Așa, ce era? Domnul Talal, vă rog. Întrucât anul ăsta, am zis că facem asfaltarea între vin și mușcare. Eu vă rog să, și sper că toți colegii să fie de acord cu mine să ducem bugetul pe anul ăsta spre investiții. Și spre lucrurile, este foarte important, este important acest pavilion, dar sunt lucruri foarte mult mai importante. Așa vă zic eu, părerea mea și dacă vreți să ducem banii ăștia undeva, ori la asfalt, ori la acasă. Am înțeles. Domnul Talal, când ajungem acolo, o să vedeți. Deci eu vă dau citire atunci la toată lista. Haideți la toată lista. Și dumneavoastră vă notați. Exact. Și atunci ne întoarcem înapoi și spunem acolo, dacă sunteți nemulțumit. Ca să nu facem discuții și după aceea... Vă vedeți că am pus și în ceea ce vă interesează. Da? Haideți un pic să... Domnul Coronel, haideți să citim lista și dacă sunt probleme, după aia luăm punctual. Haideți să citim. Au intervenit modificări și s-au... Sigur, sigur. Stați vă spun și dice, când ajunge la obiectivul. Bun atunci, hai să facem ce vă spune de la contabil. Asta e, ședință lungă, ce să facem? E domeniul. Întocmire plan de urbanism general. Trebuie finalizat, anul trecut a fost parțial întocmit și anul ăsta s-a propus finalizarea lui. 50.000 de lei, așteptăm bani de la Consiliul Județean, deci nu s-a alocat... Da, doamnă, scuze. Deci nu era mai ușor. Sunteți de acord? Da, așa am trecut. Da, să duceți bani. 15.000 de stiluri de a prezenta un buget. Citim toată lista, nu mai o luăm la pietala. Haideți, luăm o hotărâri. Haideți să credeți bugetul într-un fel, să cădem pe unul. Haide, lasă, gata, lasă să nu citească, doamnă. Hai, fii cavaler. Actualizare inventar domeniul public, 30.000 de lei, din deziturile primăriei sau alocate. La capitolul 61, situații de urgență. Știți că anul trecut s-au pus bani pentru dotare serviciu cu un generator și o motopompă. Nu s-a finalizat, am prepus anul ăsta din nou pe lista de investiții, 13.000 de lei. Deci un generator și o motopompă profesională. La capitolul 65, aici e mai complex, haideți să le luăm... avem înființare și dotare grădință, două grupe cu program normal și două grupe cu program prelungit în sat, Crihan, bani care vor veni de la, din fondurile europene nerambursabile, da? Nu toți. Nu toți, într-adevăr. Sunt dar, 2 miliarde la buget. Așa este, exact. Dar pentru că anul ăsta... Am ajuns exact unui drăguia, da. Dați-mi voi drăguia. Noi am fost prevăzători și am prins suma din cofinanțare pentru proiectul respectiv, care e în valoare de 209.948,00. Dar din discuția cu consultantul, cu doamna Popovici, spune că nu cred că este necesar să blocăm banii ăștia, pentru că nu vom ajunge efectiv la dotări. Banii sunt pentru dotări, pentru asta am prevăzut. Și atunci am spus că oricât ar fi cât de mare potențial ar avea constructorul, siguranță nu se va ajunge la dotări în luna decembrie 2017. Și atunci am zis că să-i reorientăm, să-i regândim.
Deci cofinanțarea aceea de 209.000 pe care o aveți noi și ați primit materialul. Nu are rost să blocăm banii ăștia, că oricum nu vom face, nu vom face. Și atunci am propus așa și vă propun și dumneavoastră să fiți un pic atenți. Am pus 12.000 de lei la reparație la Cismeaua de la Crian, la care renunțasem, deși și acolo avem documentații parțială făcute. Adică dacă nu avem vânuță, asta e. Și mă gândesc să o ducem la vila, să o facem și pe aia. Și acolo știți ce paragine și... Domnul primar, mă scuzeați, când ați spus dumneavoastră, când ați luat această hotărâre să reparați Cismeaua? Vă întreb pentru că pe data de 15 pe site-ul primăriei a pus anunțul, a fost postat anunțul cu de intenții pentru selecția de oferte, reparației Ciușmea Crihan. Dacă dumneavoastră pe data de 15 a luat cu această hotărâre, noi am primit materialele pe data de 17. În concluzie, această modificare de care ne vorbim dumneavoastră știați de pe data de 17 iar. Trebuia să ne trimiteți acest buget corect, făcut. Acum, dacă dumneavoastră ne luați și le-ai mutat la un capitol altul, ne pierde toate ideile pe care noi le-am avut asupra acestui buget. Domnul primar, dumneavoastră ați pus anunț pe site-ul primăriei, pe data de 15 februarie, vă pot să aduc pe telefon, în care luați hotărârea cu reparația Ciușmelei. Bun, acum cum ne puteți spune dumneavoastră că pe data de 18-19, pe 18 v-ați hotărât Ciușmelea? Putem face achiziția, dar nu putem încheia contractul până la aprobarea bugetului. Unde e problema? Nu e pe investiții, e pe cheltuieli cu... Dumneavoastră, luați această... Păi, da? Vă contraziceți acum, că ați luat hotărârea asta acum, păi astăzi. Păi da, luat hotărârea asta astăzi, că am vorbit cu doamna Bocoș. Eu spus, domnule, nu bloca banii după Mara. Păi puneți să anunțul cu 4 zile pe site cu reparația Ciușmelei. Da, e adevărat că l-am pus acum 4 zile. Bun, e adevărat, dar asta nu mă obligă să încheie un contract. Am văzut cum am banii, asta este. Dacă acum putem muta banii, îi mutăm și facem și corect, așa. Era să privim și noi acest buget în varianta finală, fără să mai fim luați la un capitol altul, pentru că pur și simplu nu credeți nimic. Considerați că nu trebuie să fie făcut investiția. Nu, Doamne ferește, dar nu puneți așa. Vă rog frumos, domnul ta. Haide să mergem mai departe. A pus 20.000 pentru costume naționale la copii la școală. 40.000 pentru studiu de... modernizarea drumului, a drumurilor în localitatea Băgura, sat Băgura, Metalbac, Cușvic, drumul de sus, drumul bisericii. Unde se la 84. Nu, asta mă gândesc să fiți de acolo. Adică trebuie să facem și acolo ceva cu o idee. Mă gândesc la un PNDR3. Mă gândesc la chiar pe fondul local. Acolo stăm foarte prost la capitolul... Deci ați făcut modificare, nu ne-ați dat hârtie și acum... Domnul Talaj, eu fac propuneri. Ascultați-le. Da. Răspundeți asta, sunt modificări care nu aveți. Da, sunt modificări. Deci sunt modificări, ascultați-mă un pic. Sunt modificări la capitolul înființarii dotării grădiniți cu 4 grupe. Pentru că nu mai este nevoie de cofinanțarea pentru dotări, domnul Calab. Dacă vă uitați la poziția 5. La poziția 5. Nu mai este nevoie anul ăsta. Noi am pus bani și așa am înțeles că este obligatoriu. Și banii îi regândim, îi repoziționăm acum. Eu vorbesc că nu avem aceste hârtii. Păi nu le aveți, nu aveți nici le aveți. Haideți să ascultați un pic. Haideți să ascultați un pic, da? 35.500 la extindere de țea, energie electrică în Metalbac, pentru a completa suma de 2.500.000. Da, 214.500 erau inițial, puteți să vă uitați. Și am mai adăugat 35.500, deci s-au făcut 250.000. Ca să face 250, ar fi jumătate din cuantumul sumei pentru extinderea rețelei din Metalbac, de care vorbim, de fapt, cred că de 2 ani de zile cu E1. Am văzut că și E1 și-a mai, cumva, și-a mai schimbat poziția, mai am luat un pic la partea lor de cofinanțare și chiar la prețul total pe lucrare și cred că mergem în continuare. Păi și care este, domnule primar, că și noi avem dreptul să știm, nu? Ce? Care e partea de cofinanțare pe care o să o susțină el omul? La 5. Nu, la 5. La ieșire de curent, domnule. Vă rog frumos, vă rog. O să vă comunic. Și pe aia e 1 miliard și ceva din 5.300.000. Rămâne cam 4.200.000 plus TVA partea noastră. Deci 5.300.000 ar fi lucrarea cu totul plus TVA. Și s-a tăiat partea de pe Cușvic sau rămâne? Nu s-o tăia nicio parte, îl facem în două. Nu, îl facem în două etape. Facem etapa întâi aici, unde e aglomerația puternică, și după aia în etapa două să facem acolo. Nu ne putem permite să ținem toată suma și așa, îl facem mondial. 5 miliarde reprezintă
Proiectul care costa 11 miliarde anul trecut sau acum? Parțial, parțial, din numai jumătate. Deci până la urmă tot vreo 11 miliarde costă. Nu. De 8 miliarde în total, cam aici o reduce. Păi acum aducem, deci cu tot cu confinanțarea eurului, se duce la 5 miliarde și ceva, nu? Da, din care se scade. Cofinanțarea vor 1 miliard din 5 miliarde și bun. Ceva. Bun, 8 miliarde cu tot cu cofinanțare. Deci 8 miliarde din valoarea proiectului, nu. Da. După păi prima dată era 11 miliarde. Era 11 și acum 8 miliarde și după noi de socotez. Cât vine, cu cât vine euro aici? Este o reducere. Cu cât vine euro aici? 1 miliard și ceva din suma asta. Numai 1 miliard ceva din totalul de 8 și ceva. Nu, din prima etapă. Numai din prima, ușor. Din prima etapă. 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 Adică a, e un proiect la care am muncit peste 3 luni de zile. Din cauza asta mă întreb. Am înțeles, domnule. Ei susține 20% din sumă? În privat. În condiții da, în care este un proiect care îl predăm cu titlul gratuit, domnul președinte. Dacă îmi dați. Țin minte că ați avut o intervenție la un moment dat, când ați fost supărat că 11 miliarde bani mulți. Sunt mulți. Care ni socotește euro, că noi așa o socotim, că ar trebui să cheltuim, să cheltuim cu investiția respectivă. Dar ați spus la un moment dat că ați vorbit și cu alte firme, le-ați prezentat cu specialitate și erau alte costuri. Nu neapărat 1 miliarde, că spune astăzi. Erau prezentat undeva costuri vis-a-vis de lucrările astea la 4 miliarde 800 de lucruri cu terenie. Am în două capitole. Nu, tot pierdat. Sunt două transformatoare. Luați în calcul, vă duceți. Sunt numai două transformatoare. Da. Dacă le socotiți pe alea, pot că am dat seama că... Da, domnule, ce am știu și eu așa un pic, am idei despre toate cheltuii. În zona aglomerată aici, unde spuneți, va fi prima parte a investiției. Nu se schimbă carul, nu se schimbă, se motează un transformator. Se schimbă stârzi, se motează stârzi. Se mai motează pe alte trasee. Se motează stârzi pe străzile de partea de aia cum merge pe drumul bisericii. Ideea este alta. Avem acolo și un potențial investitor. Un domn cu care merită să-l cunoaște și dumneavoastră. Domnul Părtaș, să știi. Da, la Societatea Națională, care vrea să facă o fabrică de canapele și să, da, să aducă... Deci, efectiv, să creeze 80 locuri din muncă și de lucru. Și cred că asta e un lucru care ar trebui să creeze. Dar nu, e o problemă. Să ducă o linie în separată, nu știu de noi. Unii spune că o să fie montat acel transformator în zona asta. În zona Ferică. La Ferică sau la Ferică? Ferică, pe linia de... Pe drumul lui Feric. Exact. De acolo treci linia de medii. Da, da. Capăt vest în dreapta. Chiar sub linia de medii. De pe policonului. Și o să duc o linie către ieșa 3, din zona de neuri de acolo, la principiul la Bogdan și poate îi dă și unul ăla. 80 de locuri din muncă sunt foarte importante pentru noi. Ne gândim tot timpul, spunem că nu... nu dezvoltăm mediul de afaceri, nu devenim atractivi pentru cei care sunt. Nu am început ăla, să știți că sunt mai mulți interesați în zona, să știți că mă ocup da, și... Da. Ăla-i m-a început. Propunerea mea, pentru că nu avem bani suficient, să facem tot așa pe multianual. Am vorbit la E.ON, o să scoate ei la licitații, mai ales să mai cumpărăm, ar trebui să cumpărăm studiul de la ei, să începem noi toate procedurile. Dar noi studiul l-am plătit, n-am făcut toată. Plata la studiul? La studiul? Nu, l-a făcut E.ON studiul. Și nu l-am plătit? Nu. Să caute așa, nu nicio problemă. Studiul nu l-am plătit, nu. Da, domnul Dalal. Și o să scoată dumneavoastră. Domnul Dalal. Un pic mai am aici. 2700 de lei la... tot din banii ăștia dăm 2700 la fotbalul nostru. Un tip. Hai că după aia te vin. Numai decât două poteții. Și am zis așa că din suma asta, 1 miliard, deci 100 de mii, să-i punem la extindere rețea de gaz în dealul mare. Eu cred că în maxim o lună, două luni de zile o să avem și licența. Și atunci ai decis să nu prevedem niște bani și acolo. Pentru că... Puneți pentru toate satele, domnule. Dar stați din domnule. Stați un pic, domnule. De ce nu vreți să fim niște oameni corect? Deci să pun pentru Crihan, să pun pentru Soodol, să pun pentru dealul mare câte 300 de mii de lei, câte 30 de mii de lei și să facem ce? Să facem ce se poate. Să facem nimic.
Cu 30 de mici poți să faci dacă acolo, putem să facem totul, putem face totul. Păi tot cu vreo 40 de miliarde, dragă. Domnul suma, dar capitolul se numească în felul următor. Extinde rețea de gaze în satul, satului de alu Mare Crihan. Și Sohodol. Dacă cumva, dacă cumva apar bani, apar din ăsta, sunt... Poate un pic opreșcă, da, ce știi? Noi nu putem face extinderea în Crihan, că nu o să avem bani, dacă să dăm. Eu nu m-am gândit. Haideți să fie numit așa și o să-l facem. Dar uite, nu mă dați bani. Domn primar, nu pune numai de alu Mare Crihan. Eu sunt din alu Mare Crihan, vă dați seama. Dar vă spun cum se simte așa la Crihan. Sunteți pluși. Deci, Radu, mă ce la lasă, dar are rost. Dați-mi voie un pic, dați-mi voie un pic. Nu, lasă, așteaptă un pic ca să dau un răspuns lui domnul Radu. Lucrarea pe Crihan costă foarte, foarte mult. Vorbim de conducta magistrală care vine la Plădureni. Aia costă bani. Aia costă bani. Vorbim de dealul mare care poate fi extins din actuala rețea de pe Băgura, fără și un fel de intervenție. Aia era ideea. Suntem de acord că prima dată să facă dealul mare, dar faci statutul să fie la comun. Domnul Berușcă, domnul Talan, domnul Talan n-a vorbit. Stai subiect, stai subiect. Eu vă rog frumos, domnul președinte, să țineți ședința întru și să-i dați și domnului primar cuvântul atunci când vreți noastră. Domnul primar este invitat la noi, la Consiliul Local, da, și vorbește atunci când îi da președintele de ședință cuvântul. Da, vreau să-l țin în da, mulțumesc. Deci vă rog să, prin proiectul de gaze, așa cum am făcut, vreți să faceți prin buget multianual, domnul președinte, cum se face buget multianual, și asfaltarea și curentul, și să facem și proiectarea și pentru rețelele de gaze în toate satele din comuna Măgură. Da? Iar sumele alea de la pavilionul ăla care deci pentru căsătorie, să le ducem acolo. Și mai găsim două, trei sume, vă spun unde sunt, le ducem acolo și facem gaz pentru că, că dacă la un moment dat vrem să facem pe fonduri asfaltare, și doamne, stați un pic, că n-au utilități. Dacă vrem să facem ceva, stați un pic, că n-au apă. Apa și canalizarea, am înțeles că suntem prinși în poim pentru satele Crihan și Sohodol, rămâne gazul. Și dacă vine gazul, atunci dacă prindem un proiect european, putem la asfalta. Motiv pentru care vă rog să modificați ala acolo și să prindem toate satele. Da. Da. Vă rog să supuneți că avem... Nu, o secundă, stai să termine, domnul. Ce mai ai ceva? Eu zic să dăm dovadă de... să nu ne pierdeți Eu expresie, o propoziție. Nu dacă că considerați dumneavoastră că trebuie modificat, să trebuie să fie trebuie... Nu, să ținem cont de posibilități. Nu avem nici cont de cum să ținem cont. Dar discutăm la mod real. Dar e vorba de exprimare, pe la urmă. Pe ceea ce putem face. Păi da. Proiectul simplu, după studiu, dacă vă uitați după studiu, costă undeva la 1 milion și ceva de euro lucrarea pe... pe gaze pe Comuna Măgura. Noi acum ne întâmplăm să facem asfaltare între timp cu 20 de miliarde. Folosim excedentul bugetar și ceea ce avem anul ăsta. Adică, eu nu cred că ne putem permite măcar să gândim să ne angajăm într-un contract multianual pentru, pentru gaz. Haideți că mereu niște oameni buni. Dar nu o să vin din gogoși la oameni. Domnul eu nu pun nicio gogoși, vă spun, eu vă prezint sumele așa cum le gândesc că pe lucrări care pot fi realizate. Nu pe, eu știu, pe da, partea spagolii. Nu, deci cel mai corect este și prioritar sunt drumurile astea. Și în general drumuri dintre bii, ca după aia. Și într-un contract multianual, eu zic că ar fi cel mai obiectiv și cel mai corect și cel mai clar. Și pentru a putea rezolva o serie, adică cele mai mari plângeri pe care le avem actual între bii, și în continuare, dar pentru un contract multianual și fără nicio. Iar banii aia, 26.000 de la pavilion, care au fost prevăzuți pentru pavilion, să-i trecem la gaz. Iar de unde mai găsim alte sume care sunt cheltuite, poate considerăm neutile, le folosim la fel pentru rețelele de gaz în satele Crihan și Sohodol și dealul mare. Am început deja documentația la pavilion, e gata, cu tot proiectarea. Iar? Despre ce vorbim? Adică am antamat toată documentația, tot n-am reușit să finanțăm anul trecut, anul ăsta lăsăm documentația la sertar pentru 26.000 care nu știu cu ce ajută la gaz. Eu vă spun sincer. Dar nu e nici important, doamne. Este foarte important. Toate lucrurile sunt importante, domnul Crescu.
Scoateți importanța. Pentru că vrem să arătăm și noi comuna asta, că avem și un pavilion unde sunt oficieni căsătorii, că mai avem și un loc de joacă, că mai avem și altceva. Însă, e adevărat că cele mai dureroase și mai spinoase e drumul la oameni ăștia dintre ei. Uitați cum stau cu inima la gândul, după aceea vreau să pun și local, chiar să nu mai provim mai așa. Și drumul, domnule. Toată măgura e adevărat, dar noi ne limităm doar la ceea ce putem susține financiar. Adică discutăm realitate. Realitate. Deci, ar părea că trebuie să reluăm toată această listă de investiții, bucată cu bucată, să o aprobăm sau nu. Haideți să o parcurgem până la capăt. Hai să o parcurgem până la cap, dar ne întoarcem. Asta este propunerea mea. O să ne întoarcem aici la suma de 2 miliarde. Nu avem altă soluție. Putem aprova lista de investiții ca să nu mai stea dumnealor la cuvântul pe viață. Și bucata asta o aprobăm separat. Sunteți de acord? Cei 2 miliarde să-i discutăm separat? Haideți să-i mai departe. La oricum îi discutăm pentru drum. Exact. Hai să vedem. Haideți să-i mai departe. Aici mai aveți ceva? Era o chestie aici, o mică observație. Vă scadeți aici prins o sumă la lucrări în continuare, extinderea rețelei de distribuire gaze naturală în Sodor, 195 de, dar aveți și lucrări noi. Aici lucrări noi, ziceam, dacă era schimbat capitolul, prins și prin anul. Păi lucrări nouă, lucrări da, nouă... Și lucrări în continuare aveți aici. La ce, dacă stați construit... La ce punct, domnule? Capitolul 70. La ce punct sunteți? Da, da, așa este. Avem 130.000 din finanțare locală și 65.000 de la gaze. De la gaz. Da. Am început cu licența și obținerea de licență. Da, domnul Talavăr, am rugat să... Supăriți la vot? Nu. Sohătorul are suma alocată. Nu mai vorbiți pe strâmbii, vă rog frumos. Hai, vă rog frumos. Ce ați spus? Domnul Talavăr, vă rog, hai să le respectăm. Deci vă rog să supuneți la vot propunerea să ducem banii de la pavilion, la gaz Dota, și să extindem... Ați fost de acord să ne parcurgem, după aia ne întoarcem și le aprobăm bucata. Că nu avem altcum, așa dacă mă duc, ne întoarcem înapoi și le aprobăm bucata în bucata. Doar mă dați, continuăm. Ce să rog? Construire grădiniță 3 grupuri, localitatea Măgura, comuna Măgura. Sunt din fonduri de la bugetul de stat, beneficiem de 1.164.000. Vă rog frumos, domnul Traisaru. Deci, devizul total este de 1.164.000, din care... Unde știți, doamnă? Construire grădiniță 3 grupuri. Aici sunt PNL-uri. Deci, știți, vreau să-ți prinsim buget, cu finanțările. Cu cofinanțările. Nu, nu, nu-i modificat. Asta nu e modificat, asta... Haideți la punctul 8. Că astea cu PNL-ul să știe despre ce. Vorba cu banii alocați la BDL. Da, și cu finanțarea pe care o suportă bugetul local. Da. Întocmire documentației pentru scenariul la incendiu, două școli. Este important. S-a început anul trecut, da? Parțial s-a depus de către domnul arhitect, dar și anul ăsta mai avem alocați 26.500 ca să finalizăm, să fim în regulă cu școala, cu situațiile cu... Cu autorizația. Autorizarea, da. Așa. Achiziții container pentru arhiva școlii. Anul trecut ați propus construirea unei arhive prin transformarea magazinei aceea toalete acelea care e dezinfectate și până la urmă s-a considerat că e mai bine să achiziționăm un container, da? Da, 16.500. În discuția cu domnul arhitect spune că nu poate fi modificat. Aia ar fi impropriu să facem o altă clădire pe o fosă, că efectiv fosa e sub. Și atunci e mai lezi să luăm un container și doamna director spune că ar fi foarte util. Da. Nu, și nici nu necesită cheltuieli atât de mari de lucrarea la... La fosă era undeva la 30.000 de lei. Acum. În ăștia așa este și platforma betonată? Da. Dotare cu mobilier școlar al Agenției Emil Băiescu. Această investiție a fost contractul pentru achiziții mobilier școlar grădiniții a fost încheiat în 29 decembrie anul trecut. Ați aprobat anul trecut în lista de investiții, dar anul ăsta facultatea. Au fost venite, da, au sosit, s-a făcut recepția și... Hai de plătit bănuțe. Da, și trebuie să le plătesc. Aici nu sunt probleme. Întocmire documentație pentru reabilitare și dotare școală sat Fican. La fel, s-a început anul trecut. S-a depus pentru acest proiect care a fost și acceptat la finanțare, da? Și trebuie doar plătit. Acum. Achiziție și amenajare un loc de joacă în zona Cotului. 50.000 de lei. Da?
am gândit că 50.000 de lei în zona Cotul. Dacă tot nu vreți neapărat pavilion, haideți măcar să ținem pe același capitol, deci de la pavilion tot în zona Cotul. Dacă facem ceva, să facem ca dacă costă mai mult 50.000 de lei, joc? Am estimat oarecum așa, dar trebuie un punct de traversare. Vă rog frumos, vă rog frumos! E o colegă. Dacă ne întoarcem la fiecare, ne întoarcem la fiecare capitol, vă rog. Și acum, problemele stringente ale comunei. Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale în satul Sobodor, da? Proiectul este de 195.624 de lei, din care subvenția de în partea Distrii Gaz este de 65.000, iar partea noastră de cheltuială, de fonduri, 130.129 de lei. Da. Acum, extinderea rețelei de energie electrică, zona Metalbac, sat Măgura, comuna Măgura, care a fost prezentată anterior cu o adăugire a unei sume de 35.500 și s-au făcut 250.000 de lei. Da? Acum, extinderea rețelei de distribuție gaze naturale în satul de Dealul Mare, 100.000 de lei. Dacă vreți să numească și pe care nu am o problemă, să știți. Nu, chiar vă rugăm. Dacă vreți să numească și pe care. Da, și Sobodor. Vă rog, vă rog frumos! Am înțeles. Fantastic, e ceva de... n-am văzut. Domnul președinte, dar să-ți spui la cuvântul ăsta. Chiar n-am văzut. Hai, vă rog, vă rog. Achiziții pompe pentru sistemul de apă și canal și a unui tablou de comandă. S-a numărat comuna Măgura. După cum știți, au fost probleme anul ăsta și anul trecut la noi, da? Și s-au achiziționat două pompe pentru apă și o pompă pentru canalizare. Și a fost necesar și achiziția unui tablou de comandă, că nu erau compatibile cu, da, 19.000 de lei. Deci știm că am fost informați. Da, bun, trebuie. Înlocuire conductă, apă, de strada Muntenilor, zona Cujdic, 30.000 de lei. Întocmire studiul geo și efectuări lucrări de investiții, cuprinse în lista minimă de lucrări impuse de CRAP înainte de predarea serviciului, 30.000 de lei. Aici un studiu de oportunitate, privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, 15.000 de lei. Cel pe care l-am aprobat, am trecut. Da. În tocmai de asta. Să ajungem aici. Drumuri. Acum la capitolul 84. Modelizarea drumului de interes local în comuna Măgura, zona între Vin, Răzășie, Coton și Armanu, da. S-au alocat 600.000 din veniturile primăriei din, din anul ăsta, iar 1.481.000 excedent, da? Ca să, și eu am utilizat tot excedentul, ca să știți, pentru această investiție. În total, 2.081.235 de lei pentru zona întrebii. Eu așa cred că trebuie să începem cu zona întrebii. Aia, asta e suma care e necesară. Asta e și 2 km. O secundă, o secundă. Da, 20. Nu, dar vă spun că știu exact. Asta e locurile de buget, să începem cu zona întrebii. Valoarea a fost în 1.200. Să începem cu zona întrebii, că acolo e cea mai mare problemă, cea mai dureroasă. Și cei mai bogați. Da. Nu, domnul, dar în primul rând, cei mai bogați acolo. Traficul cel mai mare. Bogat. Dar nu cred că trebuie să faci asemenea afirmație. Nu facem așa ceva, nu. Doamna, vă promit, vă rog. Acolo și mai mulți locatari. Da, e adevărat, în cea mai aglomerată zonă. Și cred că dacă e să o luăm așa, avem 3 puncte în comuna Măgura, unii cei mai aglomerate. Dar sunt probleme cele mai mari cu drumul. Avem zona Curina, la dumnealor întrebii, Metalbacul și satul nou Crihan. Cam astea sunt cu aglomerate. Drumul rezistă cu restul. E în zona aia. Da, ce mai aveți zona Curina? Achiziții 5 stații de autobuz pe traseul 119B. Deci sunteți de acord să completăm și traseul pe, cu 25.000 de lei, achiziționăm 5 stații și contăm. Probabil o să le, o să le facem cu montajul cu oamenii noștri de la serviciul de gospodării comunal. Da, și Metalbac este stație. Vă mulțumesc. Și ultimul obiectiv de investiții din listă, studiul de fezabilitate privind modernizarea drumului de interes local, zona Metalbac cu Jbic. 40.000 de lei. E bine să facem studiu și acolo. Probabil o să găsim... Notația că nu-i trecut în... Da, ai fi lista nouă. Distribuit din, din suma despre care vorbeam. Da, întreb două președinte. Da, deci... Le-a dat citire la toate. Da. Înainte de a trece la picurit fiecare, vă rog să vă
ce probleme? Domnul Radu, s-a scris primul și ieșe în fața mea și era normal. Nu ce problemă, da, 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 da. Domnul Traisaru, bine, hai la, domnule, hai. Întrebare. Deci ultimul capitol cu studii de fezabilitate pentru drumul din drum biserici, nu? Pentru da. N-avem studiu acolo, că s-au depus pe PNDL. Nu, nu, nu. E depus studiu. Se depune doar anexa 3 și cu atestineca. Nu a fost studiu la depunerea proiectului? Nu, avem o problemă grea acolo cu suprafețul. De aia nici n-am înaintat. N-am dat înainte anul trecut. A rezolvat vreo 10 dintre ele, dar mai sunt vreo 75. Domnul Traisaru, da. Domnul Radu, mai aveți ceva? Deci, referitor la drumuri. La drumurile astea, contribuim cu tot ce avem noi cu Armanu, dar cu suma pe care normal o avem, 2 milioane și drumul din Trivii, la 2 km și 300, era cam în jur de, în prima fază de proiectare, la 2 milioane și vreo 400. Deci, drumul la licitație oricum va ieși în jur de un miliard, de un milion și vreo 700 de milioane. Deci ar fi cam 17 miliarde. 16-17 miliarde până în 18. Rămân deja bani de acolo, dar mergând pe un contract multianual, noi vom avea posibilitatea ca imediat să înceapă cel care va fi de acord cu contractul multianual, pentru că va fi dat în seapă oricum, va fi de acord și atunci va continua și părțile celelalte cu suma cea mai mare. Aia este. Întrebi. Domnul Berușcă, mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc pe domnul primar, când a fundamentat bugetul, dacă am mai luat în calcul că noi anul trecut am avut niște hotărâri de Consiliul Local în care ne doream să îmbunătățim iluminatul public în comună, care este un stadiu, este sub orice critică. Am luat o hotărâre de Consiliul Local în care am înființat programul Școală după Școală, în care eram foarte mândri, am plecat mândri acasă că vom avea școală după școală în comuna Măgura, nu văd să mai afle. Avem o hotărâre de consiliu local pentru amenajarea parcării dispensarului, nu se mai află în buget. Vreau să vă spun că numai pe probleme de iluminat public, am vă arăt în telefon colegi locatari din locatari măgureni care îmi trimit probleme. Pe strada Izvoarei Crihan avem probleme. Din Măgura Vale, fratele lui Ghiță Adam mi-a povestit miercurea trecută că se duce fetița la școală, că se întoarce fata la școală după ora 7 seara, vine ea cu mistreții. De la apa, nu e de râs, chiar e foarte serios. Deci copiii ăia trec, vă arăt niște fotografii. Păi nu, lăsați-mă să spun până la capăt ce am discutat. Am discutat cu domnul Vice, a promis că o rezolv. Vreau să le arăt și colegilor pe unde trece un copil. Așa ca să ajungă la școală. Oamenii sunt rupți de comună. Că nu, nici podeți n-au. Trec prin apă și ieși în tunelic. Nici lăg și nici iluminat. Dumneavoastră, dacă nu luați în calcul iluminatul, cum procedăm? Domn Beruș, vă întreb. Am trecut pe unde țină ăștia banii. Dar-i păzea. Ca să fac bugetul ăsta, am tăiat la jumătate cheltuielile de funcționare, primării. Ce vreți să fac? Să-i pun pe oamenii ăștia să vină de acasă cu ortii? N-am ce să mai tai, n-am de unde să mai aduc bani. Am luat prioritățile principale. Eu zic, ca noi. Iluminatul public funcționează. Oameni buni. Nu-i dezastruos cum spuneți dumneavoastră. Deci funcționează. Eu cred că e prioritar așa. Dar ce să fac cu oamenii ăștia care, în afară din lumea corect, cu corect, în metal bar? Corect, dar... Stați o clipă. Ați spus 2 milioane jumate pentru metal bar. Eu sunt de acord. E bine. Puteați să lăsați un capitol pentru iluminat sau pentru școală și copii. Nu mai măcar... Dar cu ce să-l finanțezi? Lăsați-mă să termin până la final. Măcar 10.000 de lei, că atunci, dacă să mai aveți niște bani pe parcurs, să putem să, când în trimestrul 3, să mai putem să alocăm bani. Dacă nu există capitol, nu o să putem să punem niciun bani. Dar putem să facem lista asta cât de mare vreți, cu alocare zero. Putem să trecem toate investițiile. Faceți, mai avem niște importante. Între surse de finanțare miraculoase, așa că doar cum a zis domnul primar Tristaru, poate mai rămân 2-3 miliarde de la drum, băi, mai faci un iluminat, mai faci o școală după școală, mai faci... Nu zic, dacă rămân 2-3 miliarde de la drum, îi realocăm. Lista de investiții poate fi modificat oricând. Nu poate modifica în timpul... Nu, problemă. Să nu se spună că nu... Dar eu vreau să vă trezim cu un buget exact pe ceea ce am. Banii care am.
Nu pe povești. Adică să pun aici cu zero, nu știu nimic. Să pun cu zero aici ilumina, modernizare ilumina public zero. Nu să spun oamenii școală după școală, iluminașă și amenajare, parcă ai dispersat, sunt niște hotărâri. Școală după școală, nu, domnul. Da, dar nu sunt puneți. Dar nu-i pe investiții, domnul Berluș. Cât de ce induceți? Dar puneți bani. Dar nu-s pe investiții. Să află la acela cheltuiel. Să află proiectul cheltuiel. Da, domnul Radu. Bună, Michel. Colegul Berușcu spune de modernizarea sistemului de luna public. Când a fost făcut un studiu despre doamnă, l-a prezentat respectivul. Din câte țin o minte, respectivul propunea o sursă de finanțare privind modernizarea, o plată multianuală, de decurs la 5 ani de zile, prin economia de sume de la costurile de energie, privind energia din economie, privind reducerea consumului. Nu știu ce s-a întâmplat cu firma respectivă. Nu a mai venit, nu a vrut, nu a mai insistat să facă lucrare. Că așa era proiectul. Firma ne-a prezentat studiul de fezabilitate, da. A rămas doar cu studiul deocamdată. Era un studiu, dar era și o propunere din credințirea mea. Era și o propunere. Doamne, îl facem, modernizăm și o să încasăm diferența aia pentru a zonii. Dar voastră știți cum funcționează. Propuneri poate să facă oricine. Avem serviciul de achiziții care face selecția firmelor conform legii achizițiilor. Păi, publicați-o? Nu înseamnă că cine vine cu o propunere poate să-și ducă, să ia lucrarea respectivă. Asta nu stabilesc eu. Asta va stabili serviciul de achiziții. Dar în situația în care vom avea nu trebuie să vă supărați, nu am nicio problemă. Și mai cunosc alte firme care ar face gestul ăsta care să modernizeze. Haideți să facem așa. Dacă rezultă o economie de la drum, după ce se scoate una licitație, rezultă o economie, nu am o problemă să-i punem acolo și să demorăm și o parte. Dar haideți să vedem întâi pe ce avem să rămânim așa. Nu ne hazardăm, creștem banii 10.000 de direcții, și nu facem nimic. Deci să ne axăm, așa am zis, dacă știți, cred că la a doua ședință anul ăsta. Acum ne axăm strict prin niște investiții pe care să ne apucăm duci la strâng. Nu omplim, garnisim aici lista cu tot felul de investiții, le punem ceva vănuț acolo doar ca să pară că suntem interesați. Da. Deci mi-e exact ceea ce avem. Ok. Domnul Talal. Cu promisiunea că dacă rămân bani acolo, nu am o problemă, îi ducem pe... Deci lista, doamna contabilă, să înțeleagă. Lista se poate modifica de-a lungul anului. Sigur că da. Și se poate bugeta de-a lungul anului. După 1 iulie. După, în al treilea trimestru, atunci. Da. Asta era domnul Radu? Da, mulțumesc, domnul președinte. Domnul Talal. Dacă toți suntem la capitole care nu sunt prinse aici, aș vrea să reamintesc, dragi colegi, că avem o problemă mare cu incomunitar. Stimați colegi, dragi invitați, aș vrea să încep prin a vă felicita pentru bugetul făcut anul ăsta. Deci ați prins cam ce era prioritar în comuna noastră și pentru curajul de a vă hama la un credit destul de mare pentru a asfalta drumurile de interes local, ceea ce era și... Avem creditul. Avem. Eu personal nu la părerea mea cu creditul, să știți. Deocamdată eu doresc, vă spun sincer, îmi doresc să avem o primărie mai degrabă cu datorii, dar cu investiții realizate, decât o primărie cu excedent bugetar și să ne uităm că domnul Pâzlaru, pe bună dreptate, ne arată obrazul din metal, da? Domnul de pe Armanul, ne bate obrazul de pe Armanul. Asta vreau să avem și eu anumite lucruri. Sigur, vorbiți. Odată la modernizarea drumurilor de interes local, chiar pe Răzășie, să aveți în vedere că e făcut proiectul cu lăcașul de cult, dar trebuie dus până jos. Deci merge până la dezvoltare, adică mai sus de trebuie dus biserică. Până jos, da. Așa, drumul dintre vii, corect. Extinderea de rețea în metal bag,
chiar foarte bine, pentru că putem dezvolta zona aia și cu cât ne mișcăm mai repede, cu atât putem aduce investitori. Însă, aș avea și eu o propunere. Dacă tot suntem la capitolul investiției, aș vrea să prindem niște bani și pentru un pod în zona Ghiță, Iojă, prin Pahărău. Pentru că am văzut cum trec oamenii aia, copiii aia, trec prin Pârâu ca să ajungă la drumul principal, ceea ce nu mi se pare normal. Dacă tot vom avea posibilitatea să regularizăm Pârâul și să adâncim zona respectivă, poate măcar să deschidem capitolul de investiții și o să vedem. Dacă găsim bani, îl facem. Dacă nu îl găsim, iarăși nu facem. Dar e o problemă destul de strigentă pentru oamenii din zona respectivă. Da. Mulțumesc. Stimați colegi, am par... domnul Dăscăr, scuzați, ești prea. Referitor la studiul care se va face pe zona Metalfacului, da. Acest studiu cuprinde și inclusiv conexiunea cu drumul comunal până jos și poate sau deci, nu mai... Deci Metalfac și Cușbic. Metalfac cu toată... O idee să se facă conexiunea până în drumul comunal. Da, se face, da, se face până la Șipote jos. Până la asfalt. Așa, la asfaltul. De pe strada Șipote și plus Cușbicul. Plus Cușbic, strada Cușbic. Foarte corect, da. Problema greu e asta, este cu suprapune. Da, avem promisiuni că se rezolvă și cu astea. Am discutat cu domnul director și o să intri, să aprofundeze și dumneavoastră problema mai hotărât. Uitați, da. N-am nimic cu pavilionul, e un lucru foarte bun, de fapt, sunt comună, dar mă gândesc că e mai urgent un pod în zona aia decât... Dragule, da. Am înțeles, dar am discutat. De acord, un pod acolo la domnul să deschidem măcar ăsta, jetul. Da? Gata, domnul Bogdan? Da. Pui, domnul Pui. Da, domnul primar, am văzut că v-a taxat pe proiectul ăsta de buget foarte multe utilități publice. Foarte bine ceea ce faceți, dar tot așa, și eu sunt aplicat să stau într-o zonă din anul sat nou, atunci găsim totuși o oportunitate să putem extinde și rețeaua de gaze pentru cu zona noastră. Eu mă gândeam, înțeleg că e proiecția dumneavoastră de buget, dar am văzut aici la niște sume alocative, sub capitolii, unde am putea din nou sumă cunoscut. Și unul din subcapitolul ar fi construirea de pavilion, ceea ce se referă cu colegii mei. Apoi, în al doilea subcapitol ar fi achiziția și amenajarea de loc de joacă. Dacă e să ne orientăm pe proiecția dumneavoastră de buget. De-a mea, să vă susțin. Nicio problemă. Vă țin de-a. Nicio problemă. Și la treilea capitol ar fi capitolul ăsta de modernizare, cu totul și un studiu. Modernizarea pe? Drumul de interes local, zona Metalbancului. Cum o facem? Așa, mă gândesc să păstrați aceeași linii și pentru toate zonele. S-a copilit cu utilități să ducem noi. Ce și cum se fac? Dacă tu ai o idee de cum să găsim bani, eu... N-am o problemă. Păi asta vreau să vă întreb. Cât ar costa și extinderea de gaze pentru zona de capitan? Deci lucrarea după studiul de fezabilitate este undeva la 4.800.000 de lei plus TVA pe întreg ansamblu de lucrări, ceea ce presupune extinderea de dealul mare, Crihanu, Sohodon și... Înțelegeți să vă rog. Ce este statul nou Crihan? Fără Sohodon. Suma este mare. Acum, vă rog frumos, domnul vice, nu ne mai auzim, suntem și filmați. Haideți să rămânim vicea ce ne-a propus. Extinderea de gaze ar fi 4 miliarde și ceva pentru toate zonele astea? 4 milioane de... 40 miliarde. 40 miliarde de lei. 40 de miliarde 800. E o sumă destul de mare, la, având în vedere că noi facem acum efortul ăsta pentru asfaltare. Nu putem, eu nu văd de unde ne-am putea. Chiar dacă așa mă mână cu mâna. Da. Poate veni PNDR 3, poate PNDR 3 să fac și extinde pe gaze. Nu știu, vom vedea ce soluții. Da, da, da. Sumele astea. Deci acolo nu gaze nu ne da. Vă rog frumos. Doru Puiu, gata? Nu, hai, continuați. Mă gândeam cu sumile astea adunate de la subcapitolul, s-a pus undeva la 1 miliard și să ne spunem și să punem tot pe partea asta de utilități.
Și cu ce mai rămâne, gândeam, ce mai rămâne la drum, mai adăugăm ceva și dăm ăsta acolo pe rețeaua existentă, fără niciun fel de altă lucrare suplimentară cu SRM acolo la Pătureni, cu lucrări care sunt grele și posesive. Și de asta am mers pe ideea asta. Dom'le, ce se poate face, îi dăm drum. Eu doar am să păstrez aceeași linie, pornită din dumneavoastră. Eu sunt de acolo pe ideea și eu vreau doar să putem face lucruri în toate zonele. Am înțeles. Dar da. Nu, din păcate, nu avem rezultat. Ultimele intervenții, domnul Dăscălescu, domnul Talal și domnul Radu. Și după aia o luăm la Pigulit. Domnul Dăscălescu. Cu gal. Haideți să luăm în ordine cronologic. Haideți întâi să extindem licența. După care, să sperăm că și firma de legat o să contribuie cu ceva la suma. Dacă ei consideră că e rentabil, deci nu ne raportăm la toată suma. Poate să vină cu 50%, cu 60%, cu 70%, eu știu. Și atunci o să vedem exact câți bani o să mai trebuiască. Posibil să demarăm cu banii care îi avem noi și în completare să vină să dăm nu știm exact. Să avem cu o parte din toată lucrarea. Nu e obligatoriu să contribuim noi cu toată suma. Da, nu. Important este să avem licența. Am înțeles. Mulțumesc. Suntem terminat. Hai, atrați domnul Talal. Dacă e timpul de Radu, după domnul Talal. Dacă este timpul de felicitat și vă felicit parțial până la adoptarea acestui buget, pentru că ați văzut niște chestii care mie convin. Însă vreau să vă întreb, la modernizarea, la SF-ul, modernizarea drumului de interes local, zona Mitalvac, Pușvit, de ce faceți acest SF și pe aia continuu, dar vă ce dați răspuns. De ce fac acest SF? Da, da. Dar să ce? Ca să le asfaltăm? Ca să le asfaltăm în eventualitatea în care găsim sume, pentru că și acolo ne-am putea gândi la un multe ani. Da, mulțumesc. Dar ne-am putea gândi să facem un anumit tronson de 400 de metri până la... Am înțeles. Domnul Găreț, să zicem. Vreau să vă reamintesc că cu Șbicul, de exemplu, nu are canalizare, cum a spus un coleg de-al meu. Parțial. Și atunci, hai să nu mai vândem gogoși, că eu nu eram aia care se vândea gogoși. Hai să vedem, să facem antiutilitățile. În studiu nu va fi prinsă partea cu canalizare, tot canalizare, domnul Talal. Din partea de la Mare. Zona cu carbonii trebuie canalizare, nu e prinsă. Deci unde discutăm cu studiu, sunt toate utilitățile, practic. Mulțumesc. Domnul Radu. Da. Vreau să-l întreb, domnul primar, dacă, de ce suma asta așa mare, totuși 40? Fază ceva de miliarde. La ce? La gaze. Dacă nu intră și Sohodolul. Sohodolul, înțeles că e exclusă din studiul. E exclus din studiul ăsta Sohodolul? Parcă e și Sohodolul făcut studiul. E la grămadă cu Sohodolul? La grămadă, da. La grămadă era 48. 40-800. Studiul e făcut pentru obținerea licenței. Asta e suma pe care o luat. De unde rezultă suma? Din studiu, nu? Din studiu, da. Bun. Studiul era făcut cu tot cu Sohodolul. S-a scos Sohodolul din analiza. Ați făcut un alt studiu? Da. Exact asta era ce vă spuneam când aveau clarificări la București. Astea sunt clarificări. Deci scoate Sohodolul, că este licență în 2011 și rămâne Crihanul și studiul urmare. În studiul ăsta, ultimul studiu. Domnul Radu, e suma pe care o am. Sincer, nu știu ce sumă are domnul Coțofan acum, după ce a spus Codor. Vă spun cu rostiți, vă spun că e cu 5 miliarde mai puțin. Păi poate să-i interesează colegul nostru, îi spune că am despre ce e vorba, 40 de miliarde sunt bani. Mulți bani. Serios, mă sperii eu și mă gândesc, Doamne ferește, cum mai vedea vreoasă, gazi în care mare, dacă vorbim de sume de astea. Atât ai din studiu. Atât au și din studiu. Poți să-i spun două vorbe de colegul meu, domnul președinte. Ai terminat, domnul Radu? Da. Hai, domnul Talal. Așa, mi-am călcat pe inimă. Mulțumesc frumos. Să nu vă mai încălcați pireacă, vă dar. Mulțumesc. Vreau să vă spun că domnul Dăscălescu poate să fie așa, deci un... Nu la extinde, la... Când cineva trage gaz cu așa, costa între 60... Nu știu, în acord. 60 de lei metru liniar, nu știu care. Funcție de diametru condus. Funcție de diametru condus. De la 60 până maxim 70, cam așa sunt prețurile. Acum, unde sunt
la 60 de lei până la 4 milioane, suma nu cred că e foarte mult exagerată. E suma de studiu, domnul. Sau o reieșe din studiu. Poate fi la jumate, domnul Talau. Nu zic specialitate. Mă spun de prosit să-i vendeți o sumă. Da, stimați colegi, am să o rog pe doamna... Stai ca să... Nu, un cuvânt. Poftim, domnule. Problema care nu o atingem și cât eram și viceprimar, deci noi tot am trecut cu timpul. Noi nu avem dealul mare și cotor, inclusiv pe vale, dar valea, hai să zic că sunt pântâni, nu avem idranți la instalația de apă. Și fără idranți, când între vii cotonul, adică coton și eu cotonul, între vii și partea asta la altă Birăzășii, când am făcut proiect, am făcut construcția, am făcut cu idranți. Parțile astea la alte au fost desfăcute dintr-un proiect pe care îl făcusem anterior prin 2008-2007, iar în 2010, când a fost perioada când am fost viceprimar, s-au făcut-o în trei bucăți, pe vale, coton și dealul mare, pentru ca să nu se plătească, nu era suma de bani. Iar acum, și la timpul respectiv am menționat de atâtea ori, dar fără idranți este un pericol pentru comuna Măgura. Doamne ferește, de un incendiu, cum te urci în coton dacă tu nu ai sursă de apă sau cum te duci în dealul mare, care la fel nu ai. Haideți să gândim ceva util care este important. Deci, domn primar, propuneți completarea lisei de investiții propun și asta este o măsură foarte urgentă pentru comună. Domnul primar, nu-i mare lucru și nu sunt bani prea mult. Apar niște bănuți de undeva, completăm lista. Nu știu. Dacă, haideți ca să discutăm pe larg. Sau... Nu, da. Asta adică, să știți, dacă am menționat-o ca să spus punctul de vedere. Da, eu zic așa. Domnul președinte, și-a făcut o propunere, mă scuzați. Dacă se poate completa lista de investiții. Domnul Bogdan, domnul Radu, haideți să facem următorul lucru. Este procurarea mea și poate sunteți de acord cu asta. Oamenii invitați din sală așteaptă două voturi importante din lista asta. Haideți să le dăm votul, asfaltarea și cu, și cu extinderea direcția metalului. Asta ce spune oamenii. Sunteți de acord să le punem, să începem cu punctul 19. Domnul primar, hai să stăm noi o problemă. Doamna Condamnele, haideți să ne luăm. Nu mă deranjează, stați. Doamne ferește, da? Haideți să ne luăm. Am fost instalat în picioare, nici măcar nu putem oferi confort. Asta să fie problemă. Cum spuneți dumneavoastră? Ce ne obosește, dar nu? Le luăm punctual, da? Băi, da, punctual, așa e. Așa s-au exprimat. Deci, construirii parcelor pentru oficierea căsătoriilor și al altor evenimente la sediul primăriei, 26.000 de lei. Eu zic că e frumos, domnul ăla. Domn primar, hai ca să ne luăm. Și ajută. Cine este pentru? Așa, ca așa, așa e. Cine este pentru? Dar nu facem o... Ce? Le-am zis bătut pe toate. Unii colegi au zis că sunt de acord, alții că nu sunt de acord. Cum vreți? Facem cum vreți, poftim. Mai dar vede cum e intervenție pe acest subiect, vă rog, domnul președinte. Dar ne dai o soluție bună? Nu, vreau să vă dau o situație căsătoriilor din comuna Măgura. Nu! Da, ia ne dacă ai o situație, spune, domnule. Da, e liber, e pe site-ul primării, au fost 30 de, au fost 30 de oficieri de căsătorii, dintre da. Care doar în sezonul în care ar putea fi folosit pavilionul, maxim 20 au fost. Vezi, n-ar de... Mi se pare, nu mi se pare interesant că ajung comuna Măgura. Eu v-am spus că nu fost. Păi și să vină, bai un pavilion, domnule, vin tineri să căsătoresc, fac pe filmare, fac ceva. Unde se unde se bagă? În biroul ăsta, aici sau pe vol? Domn primar, hai de aici, la școală, domn primar, să ne vină cu noi în biroul. Ne lungim, cine avem la școală, domnul Valeriu? Propuneți, niște copii merg din apă să vină la școală, trec un râu și noi vin... Băi, oameni buni, lăsați populismul ăsta ieftin deoparte. Un vot costă 10 miliarde, mă, despre ce vorbim? 10 miliarde. Minim 10 miliarde, despre ce vorbim oameni? Voi vorbesc că iau 226 de mii la pavilion și fac un vot pe care. Nici din punti n-aș rute, la fel. Deci, despre ce vorbim? Nimeni nu e absurd. Deci, eu vă rog să dați dovadă de maturitate, să nu vă supărați. Să aveți impresia cu 26 de mii, facem vot, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Luăm 26 de aici, luăm la 2. Și ce faci cu bine? Faci o biliară. Da, domnule, hai că intră cu...
de face de toată domnul, deci nu mai discutăm. Luăm fiecare capitol și o supunem aprobării. Și așa îi dăm cu părerea comisiei. Da, folosit de jocul de... Avem voie să vorbim și noi? Sau avem? Nu, nu. Ce v-ați spus? Dacă v-ați spus la urmă, v-ați adresat domnul primar o rugăminte să nu mai folosiți niște cuvinte cu... Îmi cer scuz, dar chiar rămâneți din fire, știți că... Nu suntem la tărbire. Da! Domnul primar, domnul care vrea să arate aici, domnule, mă interesează ajutul zon, trebuie să ai cu ce. Domnul primar, trebuie să ai cu ce. Dacă vreți bun simț și nu mai vorbiți peste mine. Eu am bun simț. Domnul Talal, vă rog, domnul Talal. Ia, vezi ultimul flash atari, cu bun simț și cu ajutul. Domnul președinte, stimați colegi, nimeni nu, dacă aș fi avut un buget atât de mare, pe cuvânt de onoare, eu, unul, aș face și Disneyland. Dar dați-mi voi. Dar avem bugetul acolo și acum avem lucruri importante. Sunt oameni care nu au apă, sunt oameni care nu știu care. Și noi, haideți să ne concentrăm pe gaz, apă, așa, pe asfalt. Tot o ducem pe acolo și... Asta este de demagogie. Nu că, domnule, omul, pentru că s-a gândit la copilul lui și dacă treci prin ala, bineînțeles că mai important, chiar dacă costă 10 miliarde acest fond, decât ăla care costă 300 de lei. Este principiu. Vorbeam de lucruri realizabile, domnule. Domnul Maria, vă rog frumos. Haide să trecem pe toate, să le supunem aprobare. Asta e voința dumneavoastră, așa faceți, nu discutăm. Deci, discutăm despre pavilionul pentru oficieri. Vă rog, cine este de acord cu realizarea lui? Cu ce? Pavilionul. Că l-ați prins în buget. Decidăm. Dacă l-ați prins în buget. Dacă vreți dumneavoastră, eu nu vreau. De ce vreți? Domnul Rază, le fac un lucru. Dacă vă gândiți, gândiți-mi am gândit. Domnul Rază, vă rog frumos. Da. Deci pavilionul, cine este pentru? Da, ce facem cu banii? Unde îi ducem? La gaz. Cine este de acord? O secundă. Cine este de acord să ducem banii la gaze? Mâna sus. Dar gaze. Păi știm de la... Dealul mare și privat. Dealul mare și privat. 10. Cine este împotrivă? Cine s-a abține? 25 de ani. Păi cum, doamna, să le spuneți? Hai că s-o lămurim. Dumneavoastră vă hotărâți asupra modificărilor, da? Ne prindem și să vă votați proiectul în totalitate. Da, 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 după aia, da, nu-i motorizează. După aia votăm proiectul la asamblu. Vreau să vă spun un singur lucru. Dar dumneavoastră vă rotați toate pierele. Aș vrea să vă spun un singur lucru. De asta comuna Măgura arată așa cum arată. Exact. Pentru că toată lumea spune, domnule, facem apus, facem canal, facem aia. Dar mai avea nevoie și de un pavilion, mai avea nevoie și de un părculeț, mai avea nevoie să joace un copil în condiții bune, să nu stea pe stradă, să dea mașina pe stel. Mai avea nevoie și de alte lucruri. Nu numai de gaze, oameni buni. Știu, avea nevoie de gaze. Dacă spun gaze, mă uit în pungă. Am ori nu am. Dacă nu am suficient și am 10% din sumă. La ce mă zba degeaba? Da, aveți ca să arăt că am interes să spun oamenii aia. Domnule, domnule, am domnule gaze. Am o propunere realistă. Am un miliard pe care îl pun în dealul mare. Și cred că cu miliardul ăla pot face ceva cu cofinanțarea omului. Dacă aveți un miliard de 100, vă spune că eu sunt la capăt. Să facem ce? Să facem ce trebuie, domnule. Domnule Radu, vă rog frumos. De asta arătăm cum arătăm. Ne uităm la alții. Că vedem postat pe institut, pe internet. Am trecut prin comuna cu tare și aveau. Păi dumneavoastră vedeți. Gaz, asta, asta, o de 24, dar nu s-a realizat nici cineva că avem familiori, credeți? Nu s-a realizat nici tineret. Pentru că oamenii ăștia au copii. Vor și ei să-i căsătorească. Fără în condiții cum e pe alții pe care tot vedeți, băi, și lăudați pe internet. Uite, domnule, ce frumos e la Cutare. Și ce bine arată comuna lui. Și ce frumos oficiază primarul acolo căsătorit. Da, domnule. Dar asta nu e la noi ca la alții. Domnul președinte. Domnul Talal. Deci Consiliul Local este cel care votează și care spune ceea ce trebuie făcut.
Deci, deci domnul primar, dacă este, are adică trebuie, are propuneri, dar și susține la timpul potrivit. Domnul Trăisaru, eu nu, dar corect, am spus, dar nu, da, dar am zis ca să nu mai facem dialog. Am terminat. E clar, așa s-a făcut, păi, domnule, dar așa s-a făcut, hai să schimbăm, hai să ne gândim cum trebuie. Da. Deci, 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 cum spune legea, nu cum spune. Deci, la un deci, aveți pe pavilion ceva? Pe pavilion, da, da. Domnul primar spune că vrea pavilion. Este foarte important pavilionul ăsta. Dar vreau să vă amintesc că în dealul mare sunt oameni care beau din fântâna aia și care nici nu este prinsă în inventar. Da? Și stai să cadă oamenii care, mai important, e important pavilionul, dar sunt oameni care beau de acolo, din fântâna aia, care va de capul ei. Care e mai important, domnul primar? Și acolo, cu banii aia, vă rog. Nu avem nici o fântână prinsă în domeniul public din comuna noastră. Nu există așa ceva. Avem sistem centralizat distribuție apei în comuna Măgura. Ce faceți cu oamenii? Ați promis că o să... Eu vă rog să-mi asum răspunderea pentru cei care consumă apă din fântână. Ați luat probă din vreo fântână? Luați probă din vreo fântână. Luați probă din aceștia de la Crihandă. Luați probe de acolo. Nu cred că a fost nimeni contra când a spus să se repare ciușmea. Nu cred că o cric careva, nu cred nimic. Nu e o problemă. Haideți să lăsăm să facem ceea ce trebuie, domnule. Ceea ce ne doare, domnule. Am înțeles. Lua, bă, ăștia știu ce om cazi, da, haideți să trecem mai departe. Domnul Dăscălescu, ce vreați? A, un mic de el, frate, vă rog. Vă rog. M-am abținut cu mutarea banilor de la, de la gaz, din considerul de că aveam altă, altă opțiune. Trebuia mutați la locul de joacă, din locul de unde spunea domnul primar, din toată lumea în campania noastră electorală, din platforma noastră, am văzut moneda pe locul de joacă. Vom face locul de joacă, vom face locul de joacă. De partide. Părerea, da, părerea mea că era bun de, da, de, o idee. De direcționa banii acolo și poate în locul de joacă. Și de joacă, de joacă, de joacă, de joacă, de joacă, de joacă, de joacă. Cât au costat, de exemplu, locul de joacă de la școală? În total am dat pe locurile astea cu toate, am dat 30.000 Vă rog frumos, vă rog frumos. Dacă vreți așa să facem un lucru bun, nu putem face un lucru. 10.000, jur de 10.000 în loc de joacă. Bun, frumos, sincer, nu-i place. Dacă punem așa ceva acolo, putem face și o punte frumoasă. Puțin. Domnul Radu, dar nu suntem la loc de joacă, să de ajuns. Dacă cumva o să mai trebuiască, eu votez cu amândouă mâinile. O rectificare și la gaze. Ci rămâne de la urmă, am putea pune la gaze, fără probleme. Că acolo chiar o să vă spun. Domnul președinte, când este vorba să facem pentru locul de joacă, care este foarte important, facem o punte. Acolo unde este copiii, sprunghiță, sau cum cheamă acolo, și acolo putem să facem punte, nu mai costă 10 miliarde. Costă exact aceeași punte. Am fost de acord să dăm bani la gaze. Hai să zicem mai departe. Domnul Tala, nu vreți să faci locul de joacă? Da, da, da. Dar vreau să facem un punte. Bun, hai să trecem mai departe, doamna președinte. Vă rog frumos, domnul Radu. Actualizare inventar domeniul public, 30.000 de lei. Nu, ați sărit peste peste punct. Este pub? Da. Dar pubul nu-i din banii ei. Ba da, doamnă, 50 cu 50. Sau de scurt. Dar ai 100 de lei, dar are și la 50. Chiar fine am trecut. Deci, în total, pugul costă 100 de mii de lei. S-au cheltuit 50 de mii. 50 de mii din alte surse, așteptând la păsul special. Am înțeles. Oricum nu era nimeni în pugul care a luat. Deci, e zero. Haideți mai departe. Am zis, actualizarea inventarului domeniul public. Aveți vreo problemă, domnilor colegi? Nu e nimeni împotrivă, ce n-o să faci? Cine este pentru? Împotriva abținerii? La ce s-a gândit domnul primar să bage în domeniul public? Ce v-ați gândit să băgați în domeniul public, domn primar?
Ca să știm de pe acum, pentru ce vrem să dăm bănuți. Era vorba de cum, nu? Nu, s-a trecut. Trece și o fântână. Drumuri din Cric. Asta, asta e o sumă orientativă, nu-i bătăm cu ei. Și a trebuit să facem, în momentul când aprobăm o hidrogătărâie, inventarul, nou inventar, atunci putem veni cu obiectul ăla. Prinde și aia și ceva. Vorbim de suprafeții de teren care au fost identificate și nu au niciun fel de statut. Oricum, aia face obiectul unui alt proiect de hotărâri, care să va... Dar ele trebuie să... măsurate, trebuie să făcute lucrări topografice. Am văzut ca și zone, așa eram curios, nu am acolo. Deci noi trebuie să prevedem în ideea care vom avea nevoie, să mai înțeles. Păi să mai neapărat să trecem un drum în domeniul public, dar să-l intabulăm, dar să facem ceva. Sunt foarte multe. Am avut anul trecut 440.000, cred, și am cheltuit vreo 26.000. Cu documentații cadastrale, cu ce am avut nevoie, pe la Crihan, pe la Luc, pe la toate alea. Cam astea sunt în linii mari. Putem vă da, domnul președinte, sau așa vă da? Ei, stai să vină doamna secretar. Doamna secretar, sunteți așteptat. Ca să facem niște copii pentru... Pentru ce? Pentru modificarea pe care v-a spus doamna. Nu-i să tine fi? Eu îl țin, eu vă văd pe acelea. Am înțeles. Nu ne ajungem așa la urmă, din urmă. Nu puteați să adică. Dar nu trebuie să mă fiți consemnat. Pe doamna nu-i consemnat. Doamna secretară, să-mi spuneți că am încheiat. Ce? Mi-a venit să-mi spuneți că am încheiat. Asta, rog. Și că... Și că s-a văzut de ultima. M-am apresat asta. Asta, rog. Că să mă uit mai bine. Nu-l bucite. Deci, doamna secretară, notați, toată lumea a fost de acord cu actualizarea inventarului domeniului public, da? Da. Și punctul la fel. Și punctul, da, chiar. Da? Dotare serviciul de voluntariat și situații de urgență cu un generator și o modul pentru profesional. Cine este pentru? Care e motivul pentru care nu s-a făcut la timp? Împotrivă, abțineri, mulțumesc, unanimitate. Următoarea. Trecem peste consilii de grădiniță și reabilitare, pentru că sunt prinși în fonduri de la bugetul de stat, da? Nu trecem, da. Nu? Nu trecem? Bun. Nu trecem. Avem alocare de la buget, 71.000 da. Pentru consilii de grădiniță, 3 grupe, localitatea Mărgura, comuna Mărgura. Da. Da, spuneți, domnul Talat. Și eu atingă spus. Deci vreau să felicit pe domnul primar pentru cele două proiecte și pe care sunt de la fel, dar avem atât proiecte. Mulțumesc, Talat. Da? Avem cămin în așteptare, sperăm să iasă. Mulțumesc, mulțumesc. Ar fi un lucru super tare, dacă am reușit cu căminul să... Legat de... așa cred... Pare fel la școala din Crihan. Am mai văzut niște reportaje la Pro TV, unde au fost date niște școli pe care nu le folosește nimeni. Dar dacă este câștigat, e binevenit. Vreau să vă întreb când... Eu de 2 ani de zile vă spun, haideți să tragem apă la oamenii aia din Crian și Sotul, apă să o numim cum vrem, apă pe furajeri, apă minajeri. Dar da, vorbim din suma pentru... Dați-mi voie, nu, vreau să... O chestie, o întrebare. Nu. O să, dacă aveți răbdare... Avem, eu am răbdare. Ajung acolo. Dar n-au răbdare oamenii. Eu sunt obligat să am răbdare. Sunt trei la întrebare. Dar de unde luați apă pentru școală la Crihan? De la a, dar deci acum se face la copiii dați apă la Ciușma, dar oamenii nu se face, nu? Nu este apă potabilă, domnul Talat. Nu este apă potabilă, este apă pentru spălat pe mâini, pentru toaletă, de uz de așa puteam să tragem și la oameni, domnul. Mulțumesc frumos, asta a fost... Vorbim despre un obiectiv... Da, hai să revenim la... Nu vorbim despre o comună întreagă, despre două sate, domnul Talat. Adică, eu înțeleg cu partea dumneavoastră, da. Tot aici, domnul. Da, domnul Bioș, vă rog. Vreau să adresez o întrebare, domnule contabil. Cofinanțările, una de 71 și una de 62.000 lei, da. Sunt pentru studii de fezabilitate. Nu, studii de fezabilitate au fost plătite cu siguranță. Proiect tehnic, dotare, școală, grădiniță, pentru ce sunt cele două sume? Da, nu sunt valabile, nu e valabil ca și proiectul de pe AFIR, unde au plecat cei 200.000 lei, s-au întors și nu-i mai punem de la buget? Nu-i valabil și pe NDR? Nu. Stabilit e clar prin hotărâri de acționiști dumneavoastră și vor trebui cofinanțați prin capul locului, prin șapot. Pe AFIR sunt pidotări separat. Și avem și la cămin o să avem pidotări. Dotările le facem la final. Deci astea sunt pentru proiect tehnic sau pentru alte lucruri? Cofinanțați. Cred că sunt aprobate. Aveți pe lista din eligibili, aveți...
Bun, deci aici, domnilor colegi, aici, ce probleme sunt pentru? Aveți, sunteți de acord? Cine, da, este, da, da. Cine este pentru? Am două proiecte, da? Da, da, am două proiecte. Întocmire documentației pentru scenariul la incendiu, două școli, 26.500. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Achiziții container pentru Arhiva Școlii Gimnaziale Emil Brăiescu. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Dotare cu mobilier școlar a grădinițelor Emil Brăiescu și grădinița Osebit, Comunica, 22.500. Da, plata. O plata. Da. Cine este pentru? O discuție mică. Da, vă rog, domnul. Fotografii? Nu, fără. Da. Noi cumpăram acum un mobilier pentru grădinițe? Am cumpărat. L-am cumpărat, am plătit. Pentru plătit. E un contract din decembrie, doar ce mai mai mult. Dar ați aprobat, am plătit. Nu l-ați plătit în decembrie. Păi au venit anul ăsta. Contractul s-a încheiat pe 29 decembrie. Și mai plătim. Sunt băncile alea care... Da, sorry. Da, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Întocmire documentației tehnico-economică pentru reabilitare și dotare școală, pentru care am obținut fonduri, 23.500. Tot așa e făcut, tot e plătit. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Achiziție și amenajare un loc de joacă, zona Cotului. Cine este pentru? Împotrivă? Abține, mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Acolo abține. Te abții? Da. Scuze, a văzut pe talon cu mâna sus, gen scuze. Deci o abține. Nu, deci, nu pot să-i consemneze, dacă... Nu, nu, deci, da, e ca și nu modificăm. Am înțeles. Mai departe. Extindere rețele de distribuție gaze naturale în satul Socodol. 130.129. Cine este pentru? Majoritatea. Absolut. Da. Extinderea rețea de energie electrică, zona Metalbac, sat Mărdura, comuna Mărdura. Cu completările, cu completările aduse, 35.500 luat de la. 25 de unde? Deci, în total, 250.000. 250.000 de lei, luat de la dotările de la AFIT. Bun. Da, cine este pentru? Ca să votăm suma întreagă. Da, mulțumesc. Suma întreagă. Da, de partea doamnă. Și acum, extinderea rețea de distribuție gaze naturale în satul Vialu Mare și Crihan cu Marcelori. Da? 100.000 plus 26.000. Deci, 126.000, da? Da, cine este pentru? Mulțumesc! A trecut majoritatea, Talal, a trecut cu majoritatea. Hai, când e înțeles. Oricum e aprobat de sumă. Dați-mi voi, sunt de acord. Am o singură mențiune. Da, o singură mențiune. Ar trebui să votăm stăpânul de s-ar putea să mai găsim niște sume să-i trimitim la gaz. Și atunci nu mai este 126.000. Aici? Nu, Sobodol, aici, pardon, Santiago. Santiago, spune plus. Așa, deci asta nu e problemă. Da, dar unde ce sume? Vă rog frumos, mai departe, doar am pătat. Da, sunt fizică. Plus 26.000 la partea de omul care așa de mai departe. Achiziții pompe pentru sistemul de apă și canal și au prin tablou de comandă. Da, cine este pentru? Sunteți pentru sau vai? Da, domnule. Da, majoritatea. Sunt okay. Achiziționate și care. Mai departe. Înlocuire conductă. Nu, strada Muntenilor. Da, da. Aici, cu tipul jubit. 30.000. Da, cine e pentru? Mulțumesc, majoritatea. Da, păi așa. Te rog. O întrebare. Pentru mine, noi. Dacă tot trecem la crap, poate crapul face bani prin banii lui și mai trebuie să... Crapul nu mai dă ceva din lucru. Mi-a dat o listă pe care... Tocmai de asta am fost 30 de ani. Mai departe, doamna contabilă. Așa, pentru că nu mi-ați prezentat. Dar de anul trecut n-am pus oare de zi. Doamna contabilă, vă rog, mai departe. Întocmire studiul GEO și efectuări lucrări investiții cuprinsă în lista minimă de lucrări impuse de crap înainte de predarea serviciului de aur. Vă rog, cine este pentru? Mulțumesc, majoritatea, doamnă.
Întocmirea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aluat 15.000 de lei. Ăsta e aprobat. Da. Așa, la 4 iulie, din 2000. Așa. Deci nu mai avem. Capitolul drumuri. Modernizare drumului de interes local în comuna Măgura, zona întregă. Aici pot vota și invitații, sunteți putem plăti impozitul în avans? Da, cine este? Nu se supără nimeni. Deci înțelegi cu zona întregii, ca să fii lămurit. Domnul primar, asta e un vot. Am și o întrebare. Te rog, te rog. Când începi și unde se termină asfaltarea? Adică zona întregii începi din așa, din șepte, deci până la Păduroaia, de la Niță, de la... De la Agustina până la Casa de Apă și de jos de la Niță până la Andrei Cavaleru la până la Casa de Apă? Da, până la Casa de Apă. Și jos până și acolo jos la domnul Colonel. Da, pe fața mare până la Păduroaia. Păi, până la Păduroaia. Deci mai din tot ceea ce înseamnă drumul între vii, mai puțină la care merge la Pășune, la domnul Nistor acolo, că și drumul din jos care duce care merge la Pășura. Și ăla l-a soltat? Și ăla, da. Deci și-a pus eu. Și n-au nici... Așa a fost prins. Da, domnul Beruș, că mă rog. Și eu mă gândesc prin bine, domnul. Dacă terminăm cu zona aia. Domnul Radu, acolo sunt case făcute. Știu. Și nici nu mai face nimeni niciodată dacă rămâne. Terminăm zona aia. O secundă, domnuliță, domnuliță. Investiția totală este de 46.750,069 pe ansamblu întreg, pe tot proiectul, dintre care 20.081,235 pe care executăm anul ăsta este zona întregii. Bun, și rămâne rezeși cotor. Rămâne rezeși cotor armat. Proiectul este pe multianual și atacăm anual către un tron. Sunt două funcții, deci bănuți avem. Oricum și rezeși începi cu banii. Considerați că acest proiect a fost făcut în felul ăsta, că a fost pe fonduri europene. Așa. Și coton și armat nu erau nevoie de ele, că se intersectau. Unul cu drum național, unul cu drum județean. Păi nu, vă întreb, era pentru punctaj. Bun. Eu rămân de părere că pentru punctaj era bun și drumul bisericii cu ducea în drumul european și avea un punctaj bun și pentru ăla, dar Armanul, din păcate, nu este o zonă cu utilități. Și trebuie să avem un calcul ca să facem asfaltarea după tot treabă ce mă face și canalizare. Presupun. Am fost să vorbesc în multianual. Dacă faci un contract în multianual, să nu ne trezim că îl asfaltăm și după aia ne trezim că trebuie să-l facem. Eu spun. La fel la rezeși aici, banii de acolo. Azi că s-o descurcăm de la început. Dacă e multe anual, asta să fie ultima zonă. Haideți bani de parte. Aia să fie ultima zonă de acolo. Da, la fel. Hai mai departe. O singură intervenție. Păi iar? Vă rog să mă iertați, trebuie să vă desind așa. Vă rog să prindeți un buget de investiții, să facem o gară ca să câștigăm un proiect. Așa, da. Da, mai departe, doamna secretară. Achiziție 5 stații de autobuz pe traseul 119B, 25.000 de lei. Da, cine e pentru? Mulțumesc, mai departe. Am făcut pe drumul ăsta, pe 13 spații și pe ceva. SV, modernizare drumului de interes local, zona Metalbacului. Corect. Da, cine e pe? Dar e până la șpăte, da? Da. Adică să meargă să coboare să intre în asfaltul și celălalt. Mulțumesc. Da, hai. Singura modificare pavilionul. De la pavilion la gard, corect? Da. 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 Problema, am propus un amendament, dacă se poate deschide o listă de investiții pentru poduri respectiv. Da. Cu valoare zero. Și pentru iluminat cu valoare zero. Pentru fondul rezeșii de aici, deși păi domnul primar a zis că nu trece, se poate valoare zero. Băi, Lucian, e ușinos să trece într-o zi, vezi cum e valoare zero. Ei nu mi-a râs, adică să uită lumea mea și nu-i văd. Te mai întâi și la alea, ce stați în investiții. Lasă și votare. Acum ce vezi să am votat-o. Nu știu ce am încălzit. Ce au omul ăla? Da, domnul Talal, vă rog.
Ce mai avem de discutat la buget? Domnule, dacă nu este cel mai funcționare, vreți? Da, da. Are funcționare 50% de veniți. Dacă vreți să ne auziți. Dacă vreau să spuneți. Nu, eu altceva vreau să lămurim. Deci suma aia care... Suma aia care nu... Nu mai cofinanțăm aia. Stimați colegi, mai aveți discuții la buget? Nu, mai vă rog frumos, cine este pentru? Acum proiectul totul, da? În ansamblu? Proiectul de hotărâre cu modificări aduse. Cu modificări, așa. Da, vă rog. Împotrivă? Împotrivă se abține. Nu, 14 pentru, da? Cum pai? Cine știe? 14 pentru. Dar o venit oameni. 14 pentru. Nu avem genuliță, nu mai este posibil. Da, da. Genuliță, nu mai este posibil. Da, da. Mergem mai departe, da? Ai fost la război animale, de prima pe călință. Stimați colegi! Proiect de hotărâre privire organizarea Comisiei de Specialitate numărul 1. Vă rog să mă înscriți la discuții. Domnul Talal. Vă rog să trecem peste acest proiect, să rămânăm până de data de... Când avem... Când sunt toți consilieri, vă rog să... Invalidat, domnul. Ca să fie cinci, ca să nu mai facem, să fie aici. Am înțeles. Dați voie să termin și pe aia puteți să te mulțumesc. Sigur. Ca să nu mai fie nevoie să... Vă rog să... Doamna secretară, se poate retrage? Cine e inițiatorul? Inițiatorul. Domnul primar. Domnul primar. Eu nu am o problemă, dar că din punct de vedere legal, poate merge de la altă comisie un ca să completeze comisia. Până la data când veni suplimentul dumneavoastră. Nu avem o problemă. Adică asta nu va funcționa până la sfârșitul mandatului. Pe perioada cât este postul... Ok, atunci faceți propuneri pentru completarea comisiei. Și nu că problemă. Doamna secretară, o secundă, vă rog. Deci, conform 393 și anul 35, fiecare consilier trebuie să fie într-o comisie, da? Legislația de bază. Legislația permite să fie numai 3 comisii. Noi avem o comisie cu număr 4. Dacă sunt 2 la 2, ce fel de aviza? Și dacă pleacă de la 1, nu tot acolo 2 la 2? Nu. În 2 locuri funcționează. În 3 locuri maxim poate să funcționeze. Are o comisie de bază plus încă 2. Completăm și în momentul în care vine un nou consilier, se reorganizează din nou. Mă înțelegeți? Adică ce ai spus? Vă rog să faceți propuneri. Nu, nu facem propuneri. Domnul Talal, vă rog frumos. Doamna secretară ne-a spus cum procedăm. Deci dumneavoastră, cu tot respectul, nu putem să veniți să ne puneți mie să fac altfel de cum spuneți doamna secretară. Domnul Talal, trebuie să funcționăm. Nu pot așa, credeți-mă, da? Deci vă rog frumos, faceți propuneri pentru completarea comisiei numărul 1. Domnul Dăscălescu. Propunerea mea este către domnul Marco Adrian. Domnul Radu. Domnul Talal al-Hamad al-Hamad al-Hamad. Deci domnul Radu pe domnul Talal, domnul Dăscălescu pe domnul Marco Adrian, domnul secundă. Ne-ați grupat tot timpul mai sunt propuneri. Domnul Răzvan. O secundă, domnul, vă rog frumos, domnul Radu. Domnul Radu, ai. Domnul Chidi. Ești la urmăriți, nu?
imediat, doar... Da, domnul Talal, vă rog. Domnul Pitic. Da. Avem o propunere la domnul. Stimați colegi, haideți să discutăm pe marginea propunerii. Deci eu, care am fost propus, refuz această propunere datorită faptului că nu garantez pe prezența mea la ședințele de comisie. Da, nu garantez. Și eu refuz această funcție și îmi propun. Ok. Și atunci mai rămâne... Nu. De ce? Rămâne propunerea cu domnul Tăscălescu. Băi, oameni, pune prima propunere la vot. E chestii de o ședință, de ceva. Da, normalea ar fi că cum a fost votat așa, că Partidul Social Românesc să aibă președinția acestei comisii. Talam, dar asta e chestia până nu vine colegi. Da, exact. Dacă faptul că... Da, propunerea lui domnul Dăscălescu. Cine este pentru domnul Marcu Adrian? Nu vorba de o ședință. Împotrivă, abținem. Foarte rău, de ce? Poate refugiu domnul Marcu. Da, mă rog, mă consimica. Punctul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea planului urbanistic. Domnul, vă rog frumos. Planul urbanistic zonal construie locuințe pentru domnul Radu. În prejmurie extravilan, comuna Măgura, beneficiar Luca Valeriu, Constantin, Danilă, Victor, Pascu, Adina, Elena. Vă rog să vă înscrieți la discuții. Nu știu, sunt obligat să vă întreb. Dacă nu vă supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Stimați colegi, eu am fost ales președinte de ședință, vă mulțumesc pentru încrederea care mi-ați acordat-o. Eu de mâine merg la o firmă de consultanță, pe distanța Brașov-Sighișoara. Și nu garantez că pot veni la primărie, de pe ori voi fi solicitat. Cer iertare, n-am știut că voi fi solicitat să încep treaba așa de vreme. Asta e. Vreau să mă înțelegeți, să mă iertați că v-am încurcat, dar trebuie să dăm drumul să deblocăm situația. Vă rog să faceți propuneri. Cei care n-au mai fost, nu? Da. Nu știu. Cine cei care n-au mai fost. Domnul Talal, vă rog, faceți propuneri. Propun că n-au reduc. Cine? Domnul Radu. N-au mai fost, dacă vreți. N-au mai fost, n-au mai fost. N-au mai fost, n-au mai fost. N-au mai fost, n-au mai fost. Scuze. Vă supun la vot cine este pentru. Erau obișnuiți fără PSD. Scuze. Nu l-a imitat. Cine s-a abținut? Nimeni. Nu m-a abținut. Nu stiu. Dar am impresia că ai fost. Hai să mai fii nici. Haideți să vă spun de ce a făcut chestia asta. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării delegării de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă. Vă rog să vă înscrieți la discuții. Domnul Radu, vă rog. Propun să amânăm proiectul pentru ședința ordinară. Poate până atunci stabilește clar o strategie de abordare a preluării. Eu nu sunt de acord cu preluarea prin răcumpărare. Domnul Talal. Și eu am adresat domnul primarul cerere pe care v-am și citit-o. Să o amânăm acolo, să știm și... Da, orice om are pretenție, vrut niște sume, să vedem ce este în spatele acestor sume. Adică să vedeți, văd din provin aceste sume. Adică, ești doamne, poate omul are dreptate, dar să știu, adică, ca să putem... Am înțeles. Nu m-am înțeles mesajul. Nu m-am un pic cu ceva. Domnul Traistaru. Da. Deci, la inventarieri, a fost un amendament prin care am cerut ca să facă evaluare a tuturor instalațiilor care fac parte din sistemul de alimentare cu apă și canalizare, iar
Acum sunt, aș fi de acord cu ceilalți, cu toți care au pus aceeași problemă, să se amâne pentru o dată anterioară, pentru a putea elucida și a putea să arătăm ceea ce este clar și obiectiv la ceea ce se cere. Sigur. De-am înțeles de-a voastră. Alte discuții. Domnul primar, vă rog. Da. Am înțeles că sunt discuții vis-a-vis de modalitatea de preluare a serviciului de apă și canalizare de la Goldemiliar. De pentru care gândesc eu că dacă sunt neclarități, putem amâna acest aspect privind modalitatea, dar vă rog să fiți de acord cu parte din propunerea din proiectul de hotărâre prin care solicită angajarea de specialiști. Pentru că până la urmă asta spunea și domnul Preistava. E nevoie de cineva care stabilească. Trebuie refăcut proiectul. Păi, scoatem articolul 1, nu e problemă. Noi votăm, putem să votăm, domnule, cu amendamentul cu tare. Dispare articolul 1, dacă vreau să spuneți că nu, nicio problemă. Și denumirea. Și denumirea, de înțelegere. De răscumpărare. Și atunci, doamna secretar, dacă... Deci, dacă în ideea care v-ați fi de acord cu eliminarea, și a spus domnul primar, articolul 1, vom redenumi proiectul de hotărâre, comisiile juridică, și juridica doar să se retragă, să facă un nou raport de avizare. Să-i dăm aviz negativ. Nu. Pentru noua denumire a proiectului. Adică scoatem articolul automat, proiectul nu se va mai refacă. Da, da, da. O refac din nou. Da, acum ați spus. Nu, nu e refăcut. Se face un alt pentru noua titulatură. Și o să redenumim... Raportul dispare, dacă nu mai e obiectul... Nu, ăla a rămas pentru prima discuție. Și dispare... Pentru articolul 1. Pentru aprobarea ordinei de zi. Pentru ordinea de zi. Și dacă scoatem, redenumim... Dar nici nu avem, dacă vă uitați în ansamblu propunere, nici măcar nu vorbim de sumă. Nu, dar e vorba de... Și atunci, haideți să-i dăm citire la articolul 2. Conform prevederilor articolului 10, punct din contractul de delegare a gestiunii serviciului puternă de aici și canalizare, numărul, încheiat între Comuna Măgura 10, Gol de Milea SRL, de sat Măgura, Comuna Măgura Bacău, aprobată, aprobă întocmirea documentației tehnico-economice, da? Pentru stabilirea valorii de răscumpărare, pe cum... Ne batem cu impalmă. Noi nu au, eu cel puțin, nu sunt de acord cu modalitatea de răscumpărare, dar aprob ca să stabilească o sumă pentru răscumpărare. Nu sună bine. Păi normal, nu sună. Aici trebuie modificat. De asta vreau să le citim pe fiecare în parte articolele astea. La ăsta, la articolul, am zis că renunțăm că se referă clar la răscumpărare. Bun. Și atunci, scoatem răscumpărare de aici. Pentru evaluarea sistemului, da? Bun așa? Bun. Evaluarea sistemului. Dar oricum nu se mai poate pune în discuții proiectul acum. Păi cum? De ce? Păi dacă nu modificăm, nici ce? Discutăm de timp, de vorba, adică suntem cu timpul la ochi. Nu te pentru să mai ducem la care. Da, domnule. Era normal, domnule președinte, stimați colegi, vă am adresat o cerere prin care ca să nu votăm în greu. Da. Sau se cunosc la vot, să amânăm toate. Articolul 3. Și dați-mi voi, vă rog, să termin și mai termin peste mine. Deci vă rog să treacă acest proiect prin avizul comisiilor și cea juridică și care vreți spunea noastră, să vină și domnul Golde cu sumele care sunt, că omul a făcut niște investiții, a cerut niște bani, să spun, doamne, uite, vrem banii aia acolo, eu am profit pe anul ăla, atât, așa, să vină cu sumele. Domnului Golde aici. Nu contează. Nu mi-l lăsa arătat, domnul primar. Acum, lăsa să nu ai de ședință. Eu știu ce să fac acum. Eu cum să votez dacă nu aveam asta aici? Păi dar nu are nicio sumă la asta. Dar la auzit să mă și eu ce. Nu știu. Deci vă rog să amânăm această ședință. Vă rog, domnul președinte. Deci singurul care poate să... Domnul președinte. A ascultat o ordine de zi. Vă rog să... Păi nu, că degeaba am votat ordine de zi. Că dacă la proiectul nu trece... Dacă vreți să stabilim... Vreți să votăm împotrivă? Dar putem să împotrivim? Nu, e un lucru de patrimoniu. Domnul Radu. Haideți să înțelegem omenești. Domnul primar, vă rog... Dar te rog frumos, te-a vrea să ne-a vrea. Nu mai vorbiți unii peste alții. Dar nu vorbim, președinte. Deci chiar nu ne putem înțelege. Dar pentru că dumneavoastră vorbiți peste... Bă, omule, vreau specialiști care să stabilească. Nu domnul Gol, nu dumneata, nu eu. Am înțeles, domnul primar. Dar despre ce vorbim? Am înțeles, nu discut despre asta. Discut că... Păi, despre ce discutăm? Domnul președinte,
vă rog să-i dați cuvântul când termin. Și dacă eu când termin pe stimul lui, vă rog să-mi... Domnul președinte, vă rog să supuneți la vot pentru ședință de 28. Nu, nu este mult. Suntem în 19 astăzi. Sunt 10 zile. Dacă vreți o ședință extraordinară, facem și vreți ședința extraordinară. Nu putem să luăm o hotărâre fără... Dumneavoastră i-ați cerut, uitați-vă aici. Da. Cu rugăminte de a prezenta o fundamentare a sumelor solicitate de prin invitație la concilier numărul așa. Da. Acum veniți și spuneți... Dacă dumneavoastră ați cerut și n-ați primit, astăzi ați primit acea hârtie de la domnul Golden, da. Noi nu am văzut-o, eu nu pot să votez ce ați făcut dumneavoastră. E dreptul dumneavoastră să votați sau nu, domnul Calon. Eu ca inițiator am dreptul, eu sunt sigur că am dreptul să fac chestia asta. Vă rog să supuneți chestia asta la vot. Nu se supune la vot, domnule. Cine mai are discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Eu v-am propus aici, am propus varianta care spuneți dumneavoastră cum sunteți de acord cu răspuns. Foarte bine, nu sunteți de acord. Dar trebuie să fiți de acord cu specialiștii care să facă ceva. Adică stăm și batem apa pe UC, să ajungem pe 28, să aprobăm ceea ce putem aproba astăzi. Specialiștii ăștia ce trebuie să stabilească? Valoarea sistemului? Valoarea sistemului. Dar este un proiect în care... Trebuie un jurist care să ne ducă, să ne numeze o leagă. Deci în ceasă, domnul ăla. Să facă transferul? Da. Am o rugăminte eu așa. Spuneți-mi cum va suna acest proiect de hotărâre și atunci o să supunem la vot și propunerea domnului Talal, că așa e democratic, și o să-l supunem și pe ăsta cu amendamentul. N-are nimic, lasă, că e... Da. Facem o gustă pe asta, nu-i problemă. Da. Trebuie să fim un pic... E soluții ca idei. Așa, las, mai amânăm pentru 2-3 cuvânt din coședință. Iar mai... Singurul lucru pe care îl face până la urmă. Dumneavoastră trebuie să știți niște lucruri. Nu mă un pic. Contractul este un contract de delegare gestiune. Și el se supune mai multor legi. În primul rând, legile noastre ale administrației și astea cu concesionarea serviciilor. De fapt, asta s-a întâmplat prin delegare. Este un contract complex. Nu am găsit alții care să înceteze un contract asemenea în țară. Nu mai există speță. Din punctul meu de vedere, eu îi recunosc, nu am experiență de comercial, ne lovim și de comercial, numai de administrație aici. Nu am experiență și nu mi-asum răspunderea pentru a gestiona această preluare, indiferent de forma care va fi. Din punctul meu de vedere e ceva foarte amplu, vorbim și de valoarea investițiilor care urmează să fie și chiar nu mi-asum nici viitoarele hotărâri fără a avea un specialist, în primul rând, în domeniul și tehnic și juridic. Aici trebuie experiență vastă, contractul este așa cum este. Nu mă mai pronunț asupra lui. Dar eu sunt convinsă că și dumneavoastră aveți nevoie, nu numai eu, de un specialist, adică de un jurist, foarte experimentat. Și pe contencios, și comercial. Eu nu pot să vin în fața dumneavoastră cu sumii avansate de domnul Gold sau avansate de eu știu cine, nestudiate și nefundamentate bine. Adică cineva, un expert în domeniu, trebuie să spun, domnule, asta e suma. Și clauze de contract. Și clauze de contractuale. Adică nu este, nu pot să-mi permit să fac lucrul ăsta, să apară în fața mea și spun, domnule, dumnealui vrea o anumită sumă. Nu. Nu se poate. Și cum ziceți, doamna secretar, că ar trebui să spune propriu? Să nu așa specialiști. Haideți să formuleze doamna secretar. Dispare din context, răscumpărare, da? Da. Asta e formule. Și atunci putem așa. Sper să fiu ca inspirația necesară, că proiectul ăsta de hotărâre a avut multe forme. În primul rând, în preambulul ei, cer scuze, este ordonanța de urgență care ne permite achiziționarea de avocat, da? Cu aprobarea Consiliului Local. Am omis-o. Vineri seara, da? Deci o introducem acolo, în partea legislativă mă refer. De aici, și se zice, privim aprobarea
Pentru ce au serviciile? Servicii contractării de... serviciilor. Contractării servicii de... De consultanță privind modalitatea de transfer. Consultanță tehnică și economică. Economică, da. Și achiziționarea de servicii juridice. Pentru gestionarea contractului. Da. Bun așa? Pentru gestionarea contractului. Doamne, nu, numai o secundă, doamna secretară, stați un pic. Haideți ca să nu. Nu, nu, stați un pic. Nu, dar mă ascultați un pic. Transferul. Mă ascultați un pic. Domnilor, stimați, numai o secundă, vă rog eu frumos. Eu propun în felul următor. Haideți să respirăm 5 minute, doamna secretară, merge să scrie. Corect, bravo. Hai ca să nu mai... Hai să respirăm. Că așa e cel mai corect, domnule. Da, vă rog să luați loc, domnilor colegi. Eu îl citesc, îl supun la vot. Problema este că vot. I-a făcut documentația vot. Da? Da. Vă rog să vă înscrieți la discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Întâi să-l citesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru evaluarea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Măgura, județ Bacău, în vederea preluării de la delegație CEC Golden Emilian SRL și achiziționarea de servicii juridice în legătură cu contractul de gestionare de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare numărul 4110 din 2012. Achiziția aia, da, ce trebuie să discutăm? Luăm avocat ca să discutăm contractul lui sau nu înțeleg? Eu așa am înțeles. Achiziționăm servicii juridice în vederea preluării. Nu, nu. Eu așa am înțeles. Ca să-l putem prelua, achiziționăm servicii juridice. Vă rog să mă înscrieți la discuție. Dar citiți articolul 2. Se aprobă întocmirea documentației tehnico-economice pentru evaluarea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare a Comunei Mărură. Ceea ce am hotărât la inventare. Da? În vederea preluării de la delegat CC Golden Emilian, sat Măgura, Comuna Măgura. Deci în vederea preluării, da? Articolul 2. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice care vor fi prestate în oricare din formele prevăzute din legea 51/25 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat republicată cu modificările și completările ulterioare pe toată perioada necesară, până la finalizarea oricărui aspect litigios sau posibil litigios în legătură cu contractul de delegare a gestiunii. Primarul Comunei Măgura va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi comunicată primar, SECE, Golden. După cum spune articolul o secundă, vă rog. Vă rog, deci vă înscrieți la cuvânt, da? Domnul Sătălau a fost prim. Da, vă rog. Deci, este foarte frumos. Deci, eu v-am rugat, am lăsat și între ei, să votați, să supuneți la vot cine este de acord ca să discutăm acest problem, acest contract, din 28-a 2-a. Ce este greu? Vă da, o să supun la vot, domnul Tău. Prima dată. Alte discuții. Ei, nu, în ordine. Domnul Radu. Eu remarc la articolul ce nu-mi place, vă spun acum. Deci se spune aici așa că se aprobă întocmirea documentației tehnico-economice. Deci o să trebuiască să întocmim o evaluare a sistemului. Asta înseamnă să stabilim o valoare a sistemului în vederea preluării. Eu aș spune că aș vota un proiect de hotărâre sunând astfel să se aprobe achiziționarea de servicii juridice sau experți privind oportunitatea preluării sau transferului. Oportunitatea se referă la oportunitatea. Deci, la privind modalitatea de transfer. Nu, dar aprobăm valoarea economică, mă duce pe mine gândul la, doamne, stabilim o valoare și să vedem cât e de lui ăsta. Știți ce vreau să vă propun? Dacă tot e domnul Bodora
faci? E chiar șponerul. Ce? Șponerul eu. Ce ponești? Normal. Facă. Dar nu știu, ești primat, ofinești. Eu din Dumnezeu. Ești primit. Poate că a fost ședința, poate are părere. Dați-mi și mie o copie după lista aia care a dus la sânătate. Da, vă rog, uitați. E făcut chiar mai multe exemplare. Dar nu mi-a stat. Mai sunt. E pe site-ul primării. Și la punctul 2, dați-mi voie să termin un pic, vă rog frumos. La punctul 2 spune că, doamne, ne angajăm, întocmim un avocat ca să ce? Să vedem dacă o să ne dea în judecată sau nu delegatul. Cam așa sunt. Deci, sunt litigioase sau posibil litigioase. Asta adică noi trebuie să găsim metoda juridică, da? Cea mai bună, pentru? Pentru a nu avea, a răspunde în fața nimănui. De ce să găsim noi? Noi căutăm un specialist. Un specialist care să ne recomande modalitatea cea mai potrivită privind transferul. Dar asta și la punctul 1 și punctul 2. Poftiți? Specialistul acela care ne spune este doar tehnic? Păi tehnic și juridic, da. Păi ambele și nu sunt prinse ambele? Adică în funcție de, domnul Radu, să vedeți ca viziune cum a fost, în funcție de ce se stabilește punctul 2, să vor adiziționa sau nu punctul 1. Înțelegeți? Nu înțelegeți. E clar că se evaluează, se dă o valoare sistemul, se dă o valoare ăsta, domnului public care îl avem. Sistemul ideal. E un bun. E un domeniu, un domeniu public. Și noi acum aprobăm să se dea o valoare, să se stabilească o valoare. Asta, nu? Da. Așa înțeleg, nu? Ca să știm ce? Ca să știm, vedem cât e de scump sistemul ăsta, să știm cât bani o să plătim pentru el sau cum. Păi cam așa sună. Nu. Ceea ce spuneți dumneavoastră, câți bani plătim pentru el, înseamnă deja stabilirea răscumpărării. Păi și atunci ce facem? Bunul public ăsta are o valoare de inventar, îl avem. Valoarea lui este valoarea de inventar. Având în vedere că e un transfer de o parte în alta, cineva trebuie să certifice lui, nu-i. Ce lui, mai există? Am aprobat inventarul privind sistemul de apă și canal. Valoarea lui este stabilită în lista de inventar. Da, le ducem până la Badam. O secundă, potrivite, sau nu știu cum să vă spun. Pentru transferul sistemului de apă și canal de la delegatul la delegatar. Vreau să spuneți pentru preluarea gestiunii. Pentru preluarea gestiunii sau transferul la CRAP, că putem să nu-l preluăm noi și să-l dăm. Putem să facem transferul direct. Și asta se poate face. Nu e obligatoriu să-l preluăm. Dumneavoastră propuneți să angajăm numai asistență juridică. Asistență juridică. Dispare ca pe numărul cu unul. Haide, și o analizăm cu asistentul nostru juridic, cu cine vom avea. Asta spune, băi, omule, ca să ieși la animați cu treaba asta, trebuie să faci un următorul pas. Da. Și funcție cine recomandă, eu noi vom face noi consiliu. Deci, asistența juridică este... Dacă nu termină domnul Radu, nu poți să ne spună clar, să ne spună clar, care ar fi cea mai potrivită. Cea mai potrivită modalitate pentru transferul acest transfer. Modalitatea să ne-o recomand din nou. Dar până nu termin omul ăla, nu vă dau cuvânt. Mulțumesc. Exact. Da, domnul Tala. Domnul președinte, supuneți prima dată chestia... Dați-mi voie. Am înțeles, domnule! Stați un pic. Dați-mi voie să termin. Și pe aia o să vedeți că n-aveți dreptate. Supuneți la vot propunerea mea pentru amânarea, cum o să așa, pentru ședința 28 și dacă majoritatea votează, ce rost are să mai discutăm alte detalii? Bun, cine este de acord cu amânarea pentru ședința ordinară? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Da, mulțumesc.
Alte discuții referitoare la proiectul de hotărâre. Domnul Beruș. Articolul se cere consultanță. După asta, domnul Emilian. Poți să vorbesc, domnul președinte? Da. Bun. Dacă tot este necesară consultanță juridică, este nevoie și consultanță contabilă. Pentru ce? Pentru că sunt niște valori. Juridicul îți vorbește de legi. Legi? Când vorbim de valoarea sine... Nu, vă rog frumos, vă rog frumos. Eu zic că... Da. Rapul sintetizat cel mai bine. Hai întâi să găsim un deștept care ia contractul și spune așa. Sunt și făcut. Ce-a dezbuie aici, cam asta e care de urmă. Corect. Dumneavoastră, cine a fost pentru amânarea lui? Așa, și dumneavoastră, nu știu. Domnul Trăistaru. Deci suntem într-o eroare. De ce vă spun asta? Păi noi cheltuim, vrem să cheltuim niște bani cu asistență juridică și noi avem juristul aici care ar putea ca să studieze, să aducă amănunte. Păi trebuie să implice, doamne, forma juridică. Păi este complex. Dar hai să vedem pentru ce ia salariul. Domnul Trăistaru, cu tot respectul care l-am pentru matare. Eu, pe baza spuselor juristului din primărie, n-am să fiu de acord niciodată cu nimic. Dar se informeze? Nu, domnule, nu, nici nu discut. Domnul, eu n-am nimic cu omul ăsta. Nu știu cine l-a angajat, nu știu cine l-a evaluat. Dar om, nu mă interesează. Omul ăsta nu este capabil să dea mie o soluție ca să nu mă sperii când am telefonul noaptea. Să fie foarte clar. Nu știu, nu are nici problemă. Nu discutăm despre asta. Domnul Trăistaru, mă aveți? Domnul Emilian, vă rog frumos. Aș dori să adresez o întrebare Consiliului Local. Dacă cunoaște motivele preluării, încetării delegării serviciului și preluării de către Primăria Măgura a Serviciului de Apă și Canal. Din ce motive? Care sunt motivele? Domnul Radu, vă rog să-mi răspund. Motive de ce? Da, de ce s-a solicitat încetarea contractului de delegare? Care este dumneavoastră relație? Da, trebuie să-mi dați relație. Care este motivul? Păi, în momentul când v-a făcut primăria sau Consiliul Local, nu, vreau să dați răspund. Pe care vă cere? Foarte bine. Vă cere amiabil rezilierea contractului. Asta e vorba. Nu cere rezilierea contractului. Încetarea delegării și predării către OAT. Pentru ce motiv, domnul Radu? Pentru predarea la altul timp. Nu e adevărat. Vedeți că nu cunoașteți. Citiți și citiți degeaba. Este pentru interes public local, da? De ce este pentru interes public local? Pentru accesarea de fonduri, nu știți de ce. De fonduri europene pentru extinderea de rețea de apă în Crial și în Comodor. De ce ai mai dat că eu nu știu? Pentru că nu știți, că dacă știați, nu vă... Nu făceați. Haideți pe temă. Da, pe temă. Pe temă, da. În acest caz, nu se urmează pașii din contract. Deci dacă există o cauză de interes public local, în contractul de delegare este stipulat răscumpărarea. Se întocmește o documentație tehnico-economică, se stabilește prețul răscumpărării de către un expert autorizat. Deci este foarte simplu. Deci asta se putea întâmpla până acum. Și acum, dacă sunteți de acord, se întâmplă într-o săptămână dacă se găsește acel expert. Domnul, da, dați-o voi, că a fost o întrebare adresată cu direct. Nu, stai mă, să răspundă omul. Deci, clar că delegarea gestiunii în contract scrie clar. Se poate înceta prin expirarea duratei, nu-i cazul, răscumpărare, nu știu, retragere sau renunțare. Deci trebuie să alegem neapărat răscumpărarea, nu știu. Că vrea delegat, nu e obligator. Altceva. Spuneți-o obligator. Vă puteți retrage, domnul. Da? De ce să mă retrag? Degeaba, uite așa, că interes public. Domnul, a, interes public? Da. Intervine răscumpărarea. Mai învățați să vrei dumneata? Dacă vreau eu. Ce adică vreau să mai completez. Așa să în contract, nu că vreau eu. Eu respect legea. Domnul Cot, tocmai de asta, la solicitarea dumneavoastră, pentru că am văzut discuții, am luat hotărârea de comun acord împreună cu toții să angajăm consultanță juridică. Ca să chemăm un om specializat în domeniu care să spună, măi oameni, singura variantă este A, B sau C. Și oameni va spune. Și cine va spune, mai am o face. Pentru că dacă eu vin cu o propunere, vă spun aici pe față. Este foarte ușor să vină cineva, spun, domnule, dar de ce propune primarul, dar de ce a propus alalt, dar de ce nu a propus? Și atunci chemăm un jurist.
specializat, tot în domeniul care va spune, oameni buni, asta e calea de urmat și să-și asumi, să argumentezi soluția pe care ne-o pune ca fiind viabilă. Da, domnul Tavă. Domnul președinte, în primul rând să-i spun și pe aia, orice invitat domnul Gordin vorbește cu domnul președinte și îi spune, asta e lege. Deci vă rog să vă respectăm. Nu vorbiți cu niciun... Asta e părerea mea. Doar dacă vă da voie, nu știu, persoana... Dar cerem voie, v-a cerut, s-a adresat, m-a întrebat. Nu, v-a adresat domnul președinte. Nu vreau să vă întreb așa și vă rog, după ce termin să... Ați declarat de numărate ori că renunțați la apă. De 50 de ori. Ați depus și o cerere de pe vremea când era domnul Trăiescaru, pentru că era păgubasă și a spus că este păgubasă și oricum vrei să se scăpă. Eu mi-a dată de 3-4, dar și când a fost domnul Prajubean aici, a zis că e registrat și este în procesul ăla. Eu am pus cerere și domnul primar a făcut referire la acea cerere care a renunțat la apă sau vrei să renunțați de 5.000 de ori. Da, dar dați-mi voie, dați-mi voie. Pe data de 30.09.2016, uitați-vă, domnul Prăvământar, v-am făcut o solicitare să ne arătați această cerere, nici în ziua de astăzi nu ați arătat. Domnul Golder, la ședința trecută, a spus că v-a făcut 80 de solicitări și nu știu ce, și nu i-ați răspuns. De cine ascundeți? Nu știu. Domnul Golder, așa cum a spus, a spus 80 de ori v-a făcut solicitări. N-am văzut niciuna, n-ați venit cu asta. Acum, domnul Golden, stați-mi voi. Domnul Golden este aici, dumneavoastră sunteți aici. Da. Cine are dreptate sau cine minte și cine nu minte? Omul a făcut cereri sau nu a făcut cereri? În perioada mandatului de educație a făcut 80 de cereri, a spus 80 de cereri. Deci, domnul, eu am spus că de la începutul contractului, din 2012 și până în prezent, am făcut comunicări către primărie și Consiliu, în jur de 80, poate să fie și 90, poate să fie și 50, deci aproximativ, da? La care nu am primit niciun răspuns. De aveți, a spus că ne le prezentați. Da, a spus că la următoarea ședință ordinară vi le prezint. Acum avem o ședință extraordinară. Găsiți fi ceva nepotrivit ca dumnealui în calitate de operator și noi în calitate de din proprietar să colaborăm prin corespondență? Nu, nu. Găsesc nepotrivit, domnul primar, că dumnealui a făcut 80 de cereri și nu ne-a fost adus la conștiință și nu iese răspuns. Dar nu era asta pe vremea respectivă. Nu contează. Nu, domnul primar. N-am știut, că vă duneteam acasă. Nu, fac eu n-am știut, domnul. Uitați-vă, ați discutat aici problemele acolo, domnul primar. Domnul președinte, dacă poate. Ați discutat cu cererea aici, un răspuns? Vă rog să răspundeți. Vă rog, dacă vreți, v-ați avut bugat. S-a discutat aici, vreodată, vreodată, cererea de-a domnului Emilian? Mulțumesc. Deci, nu era normal, nu știu cine a fost atunci, poate că a fost domnul Trăiescaru. Dacă a venit cu 80 de cereri... Aici vorbim de 2012, domnul Tavă. Deci, domnul... De 6 ani. De 6 ani, domnule. Nu era normal într-o primărie, indiferent cine este, să vină un domn, mai ales un delegat care se ocupă de una dintre cele mai importante probleme a comunei și era numai apă, să facă cereri, să facă execuții de lucrări, să facă nu știu care și nu se răspunde. Și acum noi, consilierii, suntem puși în fața faptului împlinit că noi trebuie să acceptăm o sumă pe care o avansează domnul Vivian, poate mică, poate mare, dar eu de ce să votez când alții nu au făcut treabă? Eu nu vă dacă este adevărat sau nu. Dacă a făcut sau dacă nu a făcut. Da, domnul Radu, poftiți! Vreau să aduc la cunoștința Consiliului Local, dacă se poate, un paragraf din contractul de delegare gestiune. Și să înțelegeți dumneavoastră că nu-i musa și obligatoriu să fie răscumpărat. Este la articolul 14, nu, la articolul 10, punctul 3. Din contract și spune așa, delegarea de gestiune se retrage și contractul se realizează în situația în care delegatul nu respectă obligația asumată prin contract. Este încetarea delegării prin retragere, punctul 3 de la articolul 10. Nu neapărat prin răspundare. În cazul unei, se retrage delegarea, în cazul în care
nu se, în cazul unei neexecutări serioase și nejudicate sau unei încălcări grave din partea delegatului, îndeplinirea cărui dintre obligații ce incumbă conform prezentul contract de legare și în special în primul din următoarele cazuri. Absența de punere sau furnizări garanției, nu-i cazul. Nerespectarea repetată sau prelungită a exigențelor tehnice aplicate în furnizarea serviciului delegat. Nu știu dacă au făcut cineva o evaluare a serviciilor prestate de către delegat în tot timpul ăsta, de când are contract. Nu a făcut nimeni, vă spun sincer. Nimeni nu l-ați evaluat, nu ați făcut un audit. Să spune, da, domnule, îl mișcă bine, e bun, face ceea ce trebuie. N-ați făcut niciodată, nu ați făcut domnul primarii noastre, domnul Vici, care era sarcina clară a dumneavoastră. La punctul C, spune clar, nerespectarea normelor de siguranță. Și vorba de siguranța sănătății. E vorba de DSV aici așa, de toate celelalte. Nu numai faptul că n-am avut o stație de tratare. Pentru care a fost amendat și îmi pare rău pentru chestia. Nu trebuia, primăria trebuia să plătească. Dar e faptul că o stat cu bazine neîngrădite, cu mizerii, cu toate. Mergi în dealul mare, vedeți, și acum e o mizerie acolo, e jale. Un gărduț nu s-a făcut, nu s-a protejat de nici zonă. Și asta e atentat la siguranța sănătății oamenilor. N-ați făcut niciodată o remarcă din genul ăsta. Și acum vreți să-i dăm și bani. O structurare voluntară a controlului exercitat de delegat și refuz de a se obține somații delegatale. Nu l-a somat cu nica niciodată, n-avea ce să supun. Clar. Și mai spune undeva că rezilierea de pe plin drept a contractului operează în cazul în care delegatului îi se retrage licența emisă de ANRSC privind furnizarea prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare sau când acesta, aceasta nu este prelungită de expirarea termenului pentru care a fost acordat. Clar că astăzi el nu are licență. Eu nu înțeleg de ce vorbim despre răscumpărare. Vă trebuie a vrea de răscumpărare, doar că la data la care noi ne-am adresat către 10 conturi de ani, în ideea de a prelua sentința primării, dumnealui, intenția, ne-a legat intenția de a prelua sentința, dar avea licență. Dar ce dată, domnul Frumos? Dar ce dată, domnul Frumos? Deci avea licență, da? Domnul o cerut bani la vremea aia, nu? La vremea respectivă, da, tot prin o cerut bani, nu? O cerut bani. În momentul când nu s-a stabilit nimic, nu s-a rupt niciun contract, nu s-a bătut palma, ca să spun așa, contractul meu s-a derulat în continuare. Astăzi avem contract bătut cu ei, cu respectiv. Există vreo clauză prin care el nu are contract cu noi? Nu. Și e valabil contractul? Păi se valabil. Prin prisma acestui domnul. Dacă nu era valabil, nu zbuta, mergea la carburie, nu mai era problemă. Păi valabil, domnule. În schimbul respectiv, astăzi nu se îndeplinește condiții contractuale. L-a somat cumva ca să dețină licență, i-ați atras atenția, domnule, dumneata e un contract valabil. Trebuie să respecte, trebuie să ai licență, să deții licență, nu trebuie nici nu să mai respecte. Nu și-o prelungit-o. Bun, v-am ascultat. Dumneavoastră a spus consilier și mandatul trecut. Și ați fi putut foarte bine să semna la toate aceste lucruri. Nu spun noi când este ridicat. Că și semna la toate aceste lucruri. Bun. Că sunt anumite deficiențe. Poate, probabil, tocmai din asta, facem și preluarea și o dăm la cap. Au bani de investiții, se derulează pe fonduri grele acolo, o să avem investiții ca să avem și noi, în sfârșit, un sistem bine impus la drum și bine interes beneficiezi și cei cetățenii din Craiova și de transfer. Nu vorbim de și cetățenii din Craiova și Sud. Vorbim de transfer, domnul președinte. Vorbim de transfer, exact. Nu vorbim de niciun transfer. Că până la urmă poate să vină și raja de la Constanța. Cum este la transferul? Poate să vină gradul, poate să vină raja, poate să vină de prin Germania sau apa nova din Franța. Domnul, nu mă interesează. Vreau ca cineva care vine să-și facă treaba. Dar până atunci, cel care are contract valabil cu noi astăzi, să respecte contractul. Nu știu, asta vreau să mă întreb. Păi ce nu știți, doamne, el n-are nu respectă asta. Păi vorbesc sau vreți să vorbesc mai dumneata? Păi asta, că vă, nu vreți să înțelegeți. Păi lasă-mă să vorbesc și eu. Dacă vreți să vorbesc mai dumneata, zi acum înțelege. Ce? Păi nu înțelege, nu? Ce să înțelege? Păi despre ce vorbim aici? Despre contract. La data când ne-a făcut noi, când ne-a făcut adresa de preluare a serviciului la primărie, nu avea licență. Bun, astăzi are contract valabil cu noi? Domnule, este contract în derulare. Ați luat cumva hotărârea rezilierii și nu știu eu. Nu. Păi atunci. Și atunci e contract valabil. Este contract valabil. Da. Ați reclamat faptul că nu are licență. Dar dumneata l-a reclamat că ești consilier local. Domnule, nu zice primar, nu-s primar. Nu ce vorbim. Nu a trebuit, nu am nicio atribuție. Suntem omul care administrează comuna. O relație
Sunteți administrator comunii, domnule. Suntem într-o relație contractuală cu Gol de Miliar, fie că vrem, fie că nu vrem. Da, domnule. Din relația asta contractuală, ieșim conform prevederilor contractuale, da. Conform legii. Până, până la momentul în care să, da? Să iese din contract, trebuie respectat contractul, nu? Păi respectăm. Bun, să respecte. Respectăm contractul. Să respecte amândouă părți. Domnul Gol. Deci. Domnule președinte. Asta să răspundă, domnule. La data 24, când s-a solicitat încetarea contractului de delegare. 24, când vă rog, în prima de normale două ori? A 7. 28, a 7, a 17, da? Operatorul avea licență. Legea utilităților publice spune așa. În momentul când se solicită retragerea contractului, indiferent încetarea lui din orice motiv, operatorul nu mai are voie să depună prelungirea licenței. Pentru că dă-ți rog frumos. Rog frumos când am terminat asta și am zis cruntă, e cruntă chestia. Când termin eu, continuam. Da, da. Nu, nu, filmează. Domnul Gol, mai degrabă. În contract aveți obligația da. Să mai duceți serviciul. Exact, minim 6 luni de zile. De când? De la data când s-a solicitat încetarea delegării. De când s-a parafat rezilierea. Rezilierea, doamne. Nu, nu de când cere eu, de când îți cere eu contractul ăsta. Pentru că haideți să luăm, filmează, Dorete, spune că de la solicitare nu la parafat. Haideți să luăm cronologic, că sunt suspiciuni asupra datei de 24. Aveți la mapă, ați avut... Dar uite, avem aici, doamnă, articolul și vă citem din contract. Nu aveți de articol din contract, domnul Radu. 28, sau când... adresă, lăsați-mă un pic. Este adresa... a Consiliului Județean, da. Când ne întreabă, măi Măgura, sunteți interesați să aveți investiții în apă? Adică sunteți interesați să fiți... Să modificăm masterplanul? Da, vă scriți cumva? Aveți vreo intenție? Ce ar fi trebuit să spunem? Nu vrem. Păi, la Consiliul Județean. La Consiliul Județean. Deci a început, de fapt, corespondența. Și dumneavoastră asta, dacă doriți. Să intrați la așa, să vă spuneți care este intenția, ce vreți să faceți, cum vreți să faceți. Iar noi o să alocăm în următoarea perioadă anumite sume de bani. Da. Așa, realocarea, repoziționarea unor comune într-o anumită perioadă de timp, care erau în 2020-2035, se aduce în 2014-2020. Și atunci, de aici a început discuția cu CRAB-ul. Și ei ne-au spus, dacă vreți, cam astea sunt condițiile. Acum, fiecare dintre noi știm cum este. Nu am avut certitudinea clară, că se întâmplă într-adevăr să fim aduși din poziția în care eram, în poziția de cert, de, cum să vă spun eu, de comună finanțată în perioada 2014-2020, fiecare ne-a gândit. Da, nu, vedem ce se întâmplă, cum se întâmplă. Eu se întâmplă toate lucruri, știți, promisiuni smutite, se întâmplă să fie nu. De asta s-a mai tergiversat un pic, adică am stat, au venit și curtea de conturi. Am avut o grămadă de probleme în perioada asta. Deci nu am stat efectiv că n-am vrut eu, că n-am vrut Gol sau n-ați vrut dumneavoastră. Nu. Lucrurile au evoluat așa cum știți dumneavoastră. Astăzi suntem în situația de a lua decizia și o predăm către CRAB. Ei, nu picăm de acord vis-a-vis de modalitate. Ceea ce ne va spune probabil un jurist bun. Un jurist bun care va spune. Va da lăsa inclusiv ceea ce spuneți dumneavoastră. Cauze. Deci va spune. Domnul primar, conform clauzelor nerespectate din Gol A, B și C, se potrivește să-i luați apa efectiv. Sau poate să spună, se potrivește să o răscumpăra. Sau se potrivește să dumneavoastră să plece fără niciun fel de pretenție, să închidă gura și nu mai spună nimic. Posibil să spun orice. Eu nu știu, că nu sunt jurist din meserie. Dacă aș fi și o aș pricepi, v-aș expune aici exact cum stă situația legală, exact pe care putem merge scoară, fără niciun fel de... Și așa a trebuit suferit proiectul de hotărâre. Privim modalitatea de transfer. Privim modalitatea de transfer. S-a notat exact și cea mai bună lucrurile a fost a dumneavoastră. Să vedem. Cea mai bună. Și un jurist care să spun oameni buni. Asta-i calea. Ia să-i tot nota la... Deci, domnul președinte,
pe data de 20.07.2017, pe site-ul sau pe pagina Primăriei Măgura Oficial, scrie astăzi 20.07.2017, deci anterior datei care au fost solicitare, dar să nu vezi. De comun acord cu operatorul de apă și canal 10 Golden Emilian, am luat decizia preluării serviciului la Primăria Măgura. În perioada imediat următoare se va constitui comisia de evaluare și privare gestiunii serviciului. Cu siguranță nu va fi ușor, dar trebuie luat în calcul interesul general al comunii. Vom căuta soluții împreună pentru ca procesul de evaluare să se desfășoare în bune condiții. Mulțumim domnului Golden Emilian pentru serviciile prestate și le asigurăm din tot sprijinul nostru pentru parcurgerea acestei etape de tranziție. Procesul este de durată, urmând ca până la preluarea efectivă a serviciului să se desfășoare conform prevederilor contractuale. Întrebarea mea. În ce bază a scris domnul primar sau pe cine ați delegat să scrie dacă n-ați avut hotărârea Consiliului Local? Dacă atunci ați hotărât din comun acord dumneavoastră și domnul Golden, de ce veniți astăzi la noi în fața Consiliului Local să ne întrebați și să ne puneți... dacă ați hotărât dumneavoastră. Acum, atunci ați hotărât amândoi, sau dumneavoastră ați scris chestia asta, poate nu ar fi, nu știi, și ați făcut foarte multe de servicii, pentru că probabil unii oameni n-au plătit până la ziua de azi. Dați-mi voi, dați-mi voi. N-au plătit până la ziua de azi. Atunci ați fost de acord și de ce n-ați luat hotărât de Consiliul Local? Pe ce bază ați făcut această postare? Și cine are grijă de această pagină. O greșeală. Talal, o greșeală. Este punctul de vedere, este punctul de vedere al primăriei. O greșeală. Da, este punctul de vedere. A dumneavoastră? Da, este punctul de vedere. Noi și domnul Gondu. Am discutat acest aspect împreună. Corect. Da. M-a comunicat domnul Gondu. Nu cred că putem merge înainte. Ce facem? Eu zic că cel mai bine ar fi să găsim soluții, să încheiem contractul, pentru că nu putem obține finanțare. Acum este sistemul de am fost de acord. Acum este sistemul de apă. Ce se dă? Domnule, te rog frumos. Așteaptă, nu mai pune atent. Văd să-ți răspund pe rând, da? Bun. Așa. S-a concretizat ceea ce am comunicat eu cu dumneavoastră prin hotărârea dumneavoastră. De ce ați votat? Trebuie să nu votați. Păi da. Așa se face. O să aveți sprijinul nostru când nu se mai pune problema așa. Adică am ajuns în situația în care să stăm acum și să o cotim. Dom'le, eu vreau 4.920.000 de euro. Pentru că așa s-a gândit primarul să nu întrebe el primat pe gol dacă nu vrea să renunțe. 4.935. 135, mă rog. Sau 151. Sau 151. Deci oameni buni. Părerea mea, trebuie să gândim limpede și clar ceea ce vrem să facem în viitor. Am luat destul de multe hotărâri, nu știu cum să vă spun, haotici, care ne-au dus în situații de genul ăsta. Am ajuns în situația în care suntem unicat în județul Bacău. Nu mai e nicio comună, să știți. Am mai fost municipiu Onești, nu mai e nicio comună. Nu te condamna pe omul ăsta. Spune, domnule, că a venit vot și ne-a întrebat, nu-mi dați mie apa. Așa am gândit atunci, am dat. Am ajuns în situația în care nu putem face investiții. Am găsit soluția. Azi e de ieșire. Domnul primar, și să mergem mai departe. Acum stăm să analizăm. Care e prima, ouă sau găina? Domnul Talal. Domnul primar, ouă sau găina? Avem interes sau nu avem interes? Nu, n-ați răspuns. Lăsă-mi voi, dacă tu faci un deloc. Nu ați răspuns la întrebarea mea pe cine v-a mandatat dacă... Dați-mi voi. Cine v-a mandatat dumneavoastră să încheiați un acord cu dumneavoastră, fără să veniți în fața Consiliului Local, proprietarul de drept al serviciului, și să vă ajutați de aia? De ce ați luat unul singur? Cum vă permite să mergeți să încheiați fără acordul cu Consiliul Local? Asta este acordul. Răspunsul la președinte, pentru că pot. Domnul, interesul comun. Foarte bine. Și noi ținem la interesul comun. Da, haideți să ne blocăm ședința, că vorbim rămas... Părerea mea că trebuie să găsim o soluție bună, clară, doamnă secretară, să meargă lin pe cursul pe care am pornit. Cum va suna proiectul de hotărâre? Și articolul 1 de la varianta 2.
Fiindcă și acum ce vreau să vă spun? Suntem singura comună în situația asta. Eu ar trebui să fiu un primar de ce la toate astea. Nu mai am nici pe ce să întreb. De vorba tu cum ai făcut. Nu am în țară pe ce să întreb. Nu numai în județul Bacău. Că dacă te uiți pe gata, hai să terminăm. Doamna secretară, cum va suna proiectul de hotărâre? Ok, acum e tot. Da, e absolut. Aia și o rezolvă. Privind aprobarea... Procurătorii zic că suntem în situația în care ne-au fost alocate. Patru, nu ar fi eu. Asta trebuie să vedem până la urmă. Mă stăm să gândim, dom'le, dacă ce, dar cum? Avem alocare de fonduri. Hai, domnule, lasă. Ai ideea. Să proiem mai bine. Așa, privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în legătură cu contractul, în vederea... Cu contractul, nu? Da? Așa, în vederea că... Stabilirii modalității de preluare. În vederea preluării de la delegat... Stabilirii modalității de preluare. Transferi spre ei, mă. Transferul. Să transferi. Cum, nu trebuie să preiei? Nu. Să faci un contract cu vederea. Este exact în, să ne încadrăm în prevederile contractului. Cum scrie în contract. Deci nu putem scrie noi cum vrem. Fii transfer, fii tranziții. În vederea preluării la delegatul SECOL a serviciului public de alimentare cu apă. Domnul Ramos, scrie modalității cele mai potrivite. Cea mai potrivită modalitate sau ceva de genul ăsta trebuie să apară. Dar de asta achiziționez serviciile juridice. Achiziționez serviciile juridice. Nu am mai putut legal stornirii. Dar nu-i spun de aia la care ce zic. Spun eu cum? Jurist analizează toate legile. Dar nu, dar trebuie să-i spune ce trebuie să facă în propoziția asta. El poate să spună, doamne, uite, eu vreau să văd despre ce e vorba contractului. În regulă la revedere. Dar potrivit, să stabilească clar ce e mai potrivit. Da, conform contractului. Modalitățile legale de preluare. Legale și cele mai potrivite noi nu știu. Da, domnule, asta deschid în descrierea, în descrierea achiziției. Nu faci solicitarea acolo, eu trebuie să-mi faci aia, trebuie să-mi faci aia. Adică toate soluțiile pe care le vrem noi să le pun la dispoziție, le trecem acolo, le solicităm. Și vedem ce să scrie în situația de. Am mai făcut chestia asta și am umblat la niște legi, pe aia am revenit asupra lor. Eu vreau să vă spun și să o întreb, doamna secretară, este corect ce am făcut astăzi cu acest proiect și dacă cineva le atacă la conticios administrativ, nu cumva o să-mi spună aia acolo, da, că nu a fost corect ce am făcut astăzi cu acest proiect? Deci nu am votat proiectul, da? Ia să vă spun și părerea mea la celălalt, am mai discutat și eu cu alți juriști administrativ, nu cu niciun avocat care pledează pe contencios administrativ, că astea sunt feții mai rare, și mi-au spus că dacă se ajungea în instanță și cu aia, începeau să se judece puterea legii, adică legea administrației publice locale și cu ordonanță de urgență. Și conform normelor drept, legea administrației publice locale este mai puternică decât ordonanța. Și dacă Consiliul... Stați un pic, doamna secretară, dar aia a fost altă speță atunci. Am înțeles, nu ar fi altă speță. Nu mai am votat nimic. Acum nu s-a votat nimic. Atât am spus. Că s-a dat un raport de avizare sau rapoarte de avizare la forma solicitată de domnul primar, care au fost favorabile.
S-a solicitat modificarea. Domnul primar, ca inițiator, a spus că renunță la articolele alea două. Deci trebuie acceptul inițiatorului. Da? Dacă reavizați, îl putem pune la vot în forma modificată, dacă am avizul și avizul dumneavoastră. Dacă nu, nu. Întotdeauna trebuie să ținem cont de fapt. Domn președinte, dăm avizul, în forma că... Dacă îmi place consulul, da. Proiectul zi... Noi vă dăm avizul. Discutăm în varianta de propunere. Proiect de hotărâri. De aia se cheamă. Da, doresc. El poate suporta orice fel de modificare. Și după ce se votează, e hotărâri clar. După ce e hotărâri. Hai să votăm ceva care trebuie votat, nu? Stimați colegi, deci, vă supun aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentele și modificările. Nu, formulare, ultima formulare. Ultima formulare, da. O vrea domnul Radu ca să rămânem cu aia. Ia să o ascultăm. Ia să vedem dacă e bine așa. Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în legătură cu contractul și nea, în vederea preluării sistemului public de alimentare cu apă și canalizare. Da. Iar la articol, că trebuie să știți și articolul, nu mai aveți în față, se aprobă achiziționarea. Exact cum a fost inițial, uitați-vă un pic pe el, virgulă, cum a fost inițial formulat, virgulă, în vederea preluării de la delegatul SECOL a serviciului, a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare. La ce? La articolul? La articolul 2. La articolul 3, cum era, sau 3, care îl aveți. Cum îl aveți? Pe care îl aveți? 2, că ați primit varianta... Ați primit modificare, da? Bun, rămâne doar varianta juridică. Da, vă supun aprobării proiectului de hotărâre. Vreau să știu dacă mi se... Nu, e articolul 3. E articolul 3, dar am pus virgulă. Articolul 2 dispare. Și 1. Și 1, da. Da. Și rămâne. Se aprobă achiziționarea, cum a fost inițial. Da, virgulă, în vederea preluării de la delegat SECOL, da, a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare. Da. Sistemului și public de alimentare cu apă. Consilier, eu, când ne oprești, indemnizați. Da, și vă supun aprobării proiectul de hotărâre. Așa? Dă avizul așa, dacă vă promiți. Juridic de avizul? Da, da. Comisii serioase. Și alaltă comisii? Chiar dacă... Dar vreau să scriu la două. Dacă dați avizul... Doamne, dar nu e corect. Doamne, noi dăm aviz la Comisia Juridică, da? Și-l scriem. Acum rămâne să scriu de mână. Care e problema? Eu nu pot să dau avizul în timpul când discutăm. Da, se poate suspenda, să meargă Comisia dacă dă aviz sau nu. Dacă nu... Dacă ați făcut Comisia, dar nici nu e aviz. Și noi dăm avizul la Comisia Juridică. Vreau să-l am pentru... Da, cine este pentru în forma asta modificată? E bine să ne apărăm, să avem un... Doamna secretară, vă rog să numărați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cine este împotrivă? Împotrivă domnul Talal. Cine se abține? Se abține domnul Niță și domnul Berușă. Și domnul Trăistaru. Și domnul Trăistaru. Trăistaru împotrivă cu Talal. Domnul 1. Împotrivă. Domnul Trăistaru, da? Și domnul Talal împotrivă. Și abținere domnul Niță și domnul Berușă. Vă mulțumesc! Diverse! Ne vedem!